domnul Ciorcile, domnul viceprimar urmează să ajungă. Deci bine, la ședință. În zonă și lăsăm agenda și că vine. Domnul. Deci, haideți ca să începem, da? Sunteți statutar? Și atunci putem ca să începem. Avizele s-au primit. Eu, în primul rând, vă zic bună ziua, bine ați venit și să începem treaba. Văd că avem și invitați. Vreau ca să-i consemnăm în procesul verbal. Dumneavoastră? Nu suntem invitați, am venit pur și simplu. Suntem cetățeni ai comunii, dar participă. Suntem cetățeni, puteți participa, da? Spuneți-vă în numele. Dacă să vă anunțați prezența, vă spuneți după chiar, da. Spuneți-vă în numele. Dacă vreți, dacă. Vieraș Ionel și Vieraș Nicostel. Mai repetat o dată. Vieraș. Vieraș Ionel. Ionel, da? Da, și? Acatele Nicostel. Mulțumesc. Și domnul... Lilian. Domnul Golden Lilian. Așa. Dar trebuie ca să menționăm asta. Nu, din unghiul ăsta nu l-am. Da. Dar clar că nu l-am. Așa. Bun. Păi, haideți ca să... Întâi să citesc... convocatorul. Pentru ce suntem convocați, după aia pun proiectul de hotărâre, după aia pun procesul verbal. Nu. Puneți procesul. Procesul verbal. Deci haideți ca să punem procesul verbal procesul întâi. Procesul verbal. Deci, supun, ați citit procesul verbal? Procesul verbal. E unul singur, nu? Da, e unul singur, cu data de 29-12. Sunt, o să vi le înmânez la sfârșit. Cine are obiecțiuni? Probleme. Obiecțiuni? 29. Deci, domnul Talal, da. Pentru procesul verbal, da? Hai. Da, nu mai sunt 25 de... Da, au scăzut așa semnificativ, adică în sensul că sunt vreo 80 și ceva, dacă nu... Motivul spre bine. Spre bine. Deci până se termină mandatul, doamna o să consemneze tot. Da. Poate nu mai e disciplină, nu e. Ca să poată consemna lor. Aia e ideea. Asta e și ideea mea. Da. Da, da. Deci, imaginea procesului verbal. Cine? Domnul Talal, am trecut. Da, era domnul Berușcu, dacă am văzut bine, nu? Nu. S-a părut? Mai aveți? Nu, am zis că tot așa, adică sunt foarte multe, că nu se poate consemna. Vă rog să președintele de ședință să țină ședință în frâu și să vorbim pe rând, ca să putem... Da, ca să nu mai poate... Corect. Oricum, apreciam muncă, doamne secretar, pentru că eu n-am văzut procesul verbal, dacă vă uitați la mandatele trecute, cum consemnau celelalte secretarii, au din două pagini. Pac, pac. Acum... Poate de asta și datorită pe o consilierul blocarul Talal. Da. Am zis, câtă muncă este pe capul doamnei secretare. Păi vă zic și trebuie să fim mai conștienți și vorbim la obiectivul. Nu e o plăcere deosebită să stai cu, să asculti din desfășurarea și agenției acolo și să încerci să consemnezi. Bun. Cine este pentru? Referitor la procesul verbal. Cine s-a abținut? O abținere, domnul Talal. Domnul Brăgălă, o să-l întrebăm. Așa. Deci, teoretic, suntem... 12 acum. Deci, un șef pentru și o abținere. Așa, domnul Brăgălă, prezent. Deci, la punctul următor. Da. Care avem un punct pe ordine de zi. Este o prezentare. Nu. Este o prezentare a unui... Da, la începutul ședinței trebuie să fie adus la cunoștință Consiliul Local. Avem o adresă de la instituția prefectului. Către Consiliul Local al Comunei Măgura,
Vă înaintăm un exemplar din ordinul prefectului județului Bacău, numărul 14, din 17.01.2018, privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier a domnului Niță Gheorghe, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Măgura, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant. Și avem aici ordinul prefectului, dacă doriți să-i dau citire. Nu mai ești. Poftiți? Da, îi dau doar la hotărâre. Deci, ordin. Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Niță Gheorghe, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Măgura, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic a cărei listă a fost ales. Se declară vacant locul de consilier local. Prezentul ordin poate fi atacat la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Serviciul juridic, în cadrul instituției prefectului județul Bacău, va comunica prezentul ordin autorităților deliberative și executive din Comuna Măgura, județul Bacău, titularului ordinului și Partidului Social Românesc, Fiala, județeanul Bacău. Semnat Maricica Luminița Coșa în 17.01.2018. Este vorba despre o luminiță. Ne-a făcut datoria să vă informăm, să facem la cunoștință, așa prevede legea, ca în prima ședință, la data imediat următoare, după data primirii corespondenței, să facem anunțul ședinței. Nu ne-a făcut datoria, v-am anunțat aici, vă mulțumim ca dumneavoastră. Potrați cu ce vă fac. Bun, hai să trecem la ordinele zi, da? Având în vedere... Să știți o convocare, da? Bine. Haideți ca să trecem la ordinele zi. Având în vedere prevederile articolului 39 alineatul 1 din legea 251 din 2001, privind administrarea publică locală, recunoscutate cu modificările și completările ulterioare și dispoziția primarului Comunei Măgura, județul Bacău, numărul 31 din 25.01.2018. Ședință ordinară. Sediu Primăria Măgura. Primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2017 din excedentul bugetului local. Senator primar Costre Șerdaș. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică primar Costre Șerdaș. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Măgura numărul 45 din 18.11.2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Primar Costre Șerdache. Proiect de hotărâre privind însoșirea inventarului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a Comunei Măgura județul Bacău. Proiect de hotărâre privind însușirea situației bunurilor conform articolului 263 alinea 5 litera D din legea 215 din 2001 a administrației publice locale republicată al Comunei Măgura, județul Bacău, primar Costre Șerdache. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Măgura, județul Bacău, la campionatul județean de mini fotbal. Primar, inițiator, Costre Șerdache. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 34 din 14.05.2001 de la concesionar CEDEN Lădău Ștefan Daniela, Costă Ștefan, către Vasiloiu Teodor. Inițiator primar Costre Șerdache. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Măgura, județul Bacău. Inițiator primar Costre Șerdache. Proiect de hotărâre privind aprobare PUS, construire două locuințe, sat Soodol, Comuna Măgura, județul Bacău, beneficiari Gabriela Maricel Ioan și Preda Costel Daniel. Suprafață de 13.200 metri pătrați, respectiv 1.500 metri pătrați. Inițiator primar Costre Șerdache. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local a programului Școală după Școală.
primar, inițiator primar Costru Șordache. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate cu numărul cadastral 61215. Deci asta este? Da, 295. Deci inițiator primar Costru Șordache. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele acte de muncă din familie beneficiare devenit minim garantat pentru anul 2018. Inițiator primar Costru Șordache. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe perioada februarie-aprilie 2018. Inițiator primar Costru Șordache. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru verificarea loturilor de teren concesionate de Unitatea Administrativă Teritorială, Comuna Măgur, județul Bacău, inițiator consilier Traistaru Constantin. Diverse. Propun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este contra? S-a abținut cineva? Unanimitate? Se pot pune în dezbatere proiectul de hotărâre. S-a aprobat procesul verbal. Au fost rezolvate toate etapele. Bun. Putem trece la dezbatere. La primul punct și domnul primar își expune primul. La dezbatere pentru... Avem foarte multe proiecte. Avem 14 proiecte pe ordinea de zi. Ne-am întâlnit și în comisie. Le-am participat și la comisie din dorința de a fi aproape dumneavoastră. Dacă sunt ceva nenumurit, să mai scutim cumva din discuții pe ziua de astăzi. Să fim și de plin edificați. Eu sper că ne-a lămurit bine de aseară, așa, din ședințele de comisii și să trecem rapid bine, că sunt destul de multe. Deci, la început, ai zis ca să, să facem un lucru, să precizăm deci, normal, aș vrea ca să decurgă într-un mod cât mai clar și obiectiv ședința. Nu discutăm unul peste altul. Vom discuta direct pe subiecte care normal le avem propuse și nu pe lângă. Iar orice problemă care o discutăm, o discutăm la diverse, ceea ce nu aparține proiectelor de hotărâre. Deci putem ca să dăm... Domnul președinte, cine garantează că la diverse mai sunt toți colegi în sală? Putem? Întreb, că nu, de obicei, și nu sunt pe ca din cei care vă grăbiți. Păi nu mă grăbesc, pentru că... Și ne duceți pe lucruri diverse să discutăm anumite aspecte și nu mai avem după aia ce să discutăm. Cel mai bine este că nu putem să intercalăm proiectul de hotărâre cu discuții, cu alte discuții față de cel obiectiv. Domnul Radu. Poate invitații vor să spună ceva. Imediat, da. Da, dacă dacă considerați dumneavoastră, dacă doriți să participați la ședință sau poate unii de la noastră. Domnul invitați. Deci dacă aveți o... Vreți ca să discutați înainte sau vreți ceva la poți să ședință? Ceva diverse, când așteptăm de să... Deci rămâniți la ședință, da. Bine, să trecem la următoarea de zi. Hai să trecem la primul proiect de hotărâre. Ca să proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2017 din excedentul bugetului local. Nu mai citesc preambulul. Propune să aprobă acoperirea definitivă a deficitului a secțiunii de dezvoltare în an pe anul 2017 în sumă de 54.227,24 lei din excedentul bugetului local pe la 31.12.2017. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire către ordonatorul principal de credite și compartimentul financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, casări, bugetare și gestiune. Prezenta hotărâre se comunică de către Secretarul Comunei, Instituției Prefectului Județul Bacău, pentru legalitate și se va publica pe pagina de internet a Comunei. Dacă sunt discuții pe... Deci, da? 31 decembrie 2017. 2017, da? La imediat la articolul 1. La articolul 1 la final. Pe 2018-2017. Chiar în 2017. Aici am proiectul de hotărâre. Deci, primul. Articolul 1, al doilea, cine mai ia cuvântul? Am rugăminte să vă înstrig la cuvânt ca să notez, ca să pot să dau cuvântul primul. Care s-a înscris. Domnul Dereu. Da, vreau să adresez domnului primar o întrebare.
despre două puncte de aici, din acest raport de specialitate. Și cine vreau să întreb, cine să asumă cheltuirea unor bani care nu au avut o continuitate? Odată s-a făcut un studiu geo pentru construcție rețea apă canal stații de tratare a apei și magazinare, 2000 de lei. Acum, după câte știu, banii s-au dus pe apa sâmbete, că nu se mai merge pe soluția asta, dar cel mai dureros este consultanța pe care s-a făcut și cine s-a fumă faptul că nu s-a obținut această finanțare pentru modernizarea drumului de interes local, unde s-au cheltuit 11.900 de lei. Eu consider, normal, o firmă de consultanță trebuie să-și ia bănuții dacă proiectul respectiv privește finanțarea. Nu putem să dăm, să aruncăm cu bani în consultanță cu care și nu-ți asumi nimeni că ăla primește sau nu primește finanțare. Asta vreau să știu la domnul primar, cine plătește pentru chestia asta. Au plecat, de exemplu, 14.000 de lei din bugetul primăriei pe apa sâmbetii. Și ăștia sunt doar 14.000. Mai descoperim în parcurs. Vă mulțumesc. Nu știu pe care apa au plecat, dumneavoastră spuneți că e pe apa sâmbetii, e părerea dumneavoastră. Așa a fost încheiat contractul cu Euroconsulting, parcă nu? Că Euroconsulting se primească la depunere suma pe care o vedeți trecută dumneavoastră aici, în... Dar domnul primar, dar nu era corect să faceți un contract... Domnul Beruș, mă repet, așa a fost făcut contractul, am preluat contractul de la mandatul trecut, de la domnul primar. Ah, pentru ce i-a adresat întrebarea domnului fost primar? Eu n-am adică să mă duc la depunere pentru că e contractul. Ajunge să știți, vă priceteți, să faceți consultanță, înțeleg, la... în județ și nu știu dacă treceți cu vederea faptul că cineva nu își plătește la termen pentru că trebuie dumneavoastră. Domnul primar, păi da. E foarte clar. Banii la data de punere aveam datoria să-i dăm, să dăm la către firma respectivă 11.900 de lei. Am înțeles. Și mai erau și o sumă de bani în cazul categoric, în cazul, da. Iar aia nu a fost achitat. Nu a fost achitat. Am înțeles. Că acest proiect, dacă tot vorbim despre el, partea de proiectare a fost achitată? Partea de proiectare. Nu vorbim doar de partea de studiu de fezabilitate. Toate proiectele pe fondurile europene se pun în stadiu de studiu de fezabilitate. Nu sunt mers. Deci proiectare nu? Când dacă mergeți bine, noi pusesem niște bani de parte și noi de proiectare. Deci nu s-a executat proiectarea, nu s-a... Da, mă scurt de precauție, în ideea în care... Nu s-a executat, nu s-a plătit proiectarea. Nu. Vă mulțumesc. Domnul Talat. Haideți să... Domnul Talat. Hai să vrem silențiul ăsta, dacă tot. Domnul președinte, aici este achiziții și mântării plăci. Plăcuții strează comună, mă vor asuma 5.360. Eu știu. Asta este toată suma cu toate plăcuțele sau au mai fost atâta, au mai rămas să le... Nu, asta e toată suma, asta e valoarea contractului. Deci toate plăcuțele? Da. Și numerele? Numerele nu. Nu, n-am comandat numele, avem hotărârea de Consiliul Local. Și când urmează să facem inventariere, am făcut Pisohotor, Ticlihar. Și urmează să facem dealul mare și Metal Bacu, Metal Bacu, Ticlihar de voi. Pentru că va trebui să atribuim numere și acolo unde sunt proprietăți, dar care nu au construcții, pentru că în viitor se va construi. Și trebuie să fac o inventarie de amănunțite pe străzi. Deci este foarte important, că iar o ars, este foarte important de o ars o casă, iar până ajung acolo pompierii, până știu unde este, până așa, adică am făcut... Să știți că am trimis, nu știu ce au făcut dumneavoastră, dacă îl folosesc sau nu, păi BCD, ce am avut de la băiatul ăsta care a făcut comentatorul ăsta, dar l-am comunicat și la pompieri și la poliție, le-am dat... Eu zic prioritate. Nu știu dacă folosesc, dacă și-au băgat în baza de date și nomenclatorul stradar la măgat. Măcar strada, mă gândesc că dacă... Salvarea trebuie să iasă unul la capătul străzii, pentru că... Da. E vorba de vieți umenești până la urmă. Și nu este un mare... Dacă plăcuțele au costat 15.360, numele o să coste doar la jumătate. Deci vă rog să vedem. O să vedem, e vorba de... Avem înregistrate peste 2.000 de gospodării. Vom vedea și cheltuieli vor fi pentru achiziționare plăcuților. Nu știu ce vă spun, nu pot estima. Probabil nu va ajunge la... Unde? Dar trebuie făcute cu... Sigur. Urgent. Urmează în perioada următoare să deplasăm comisia în perioadă. Mulțumesc. Alte discuții? Întrebați, domnul Beruș,
proiectele astea de care tot se fac și se încheie, fără a se percepe comisionul de succes, nu se poate încheia contractul în momentul când se primește finanțare pentru proiectul respectiv. Adică că se obroază, se obroază de proiecte care se fac și nu au finalitate. La asta probabil era... Da, mai mult și puterea accesul care... Exact. Nu zic, am... Nu sunt la mine. Ma, acum spui chestia de specialist aici, întreb. Contractul respectiv poate prevedea clauza asta, adică în momentul când primești proiectul finanțare, își trage comisiunea de succes atunci, costim. Nu o să plătim noi niște bani care nu au finalitate și o groază de bani care se plătie și nu-i primul proiectul ăsta. Din câte am constatat, eu am dat de proiectele astea, domnul consilier, toate au sunt în aceeași variantă. Nimeni nu încerce degeaba. Deci chiar nimeni nu încerce degeaba. Ai succes, nu ai până la urmă un proiect, că eu, sincer, nu consider. Trebuie consultantului, dar vreo vină vis-a-vis de aspectul ăsta. Nu am ce să zic. Asta este, nu a fost contractat la vremea respectivă, nu pot zic bine sau greu. Doar că dumneavoastră a muncit și a făcut treaba și a luat suma de 11.900 lei. După comisionul de succes, cum spuneți dumneavoastră, din câte știu eu, se ia la data când e declarat, când e declarat finanțabil proiectul. Dar nu știu dacă cineva se angajează. Nu am încercat. O să încerc cu variante. Nu am încercat să... Are mai este un cineva. Coleg care poate zicea... Deci, acum am făcut lucruri dintre astea și în care, cum au fost și cu PNDL-ul, nu mi s-au luat la oameni bani, decât dacă se trebuiau finanțare. Și era același lucru. Da. Știm foarte clar că am mai discutat aspectul ăsta. Iar suma de 2.500 de euro ca și sumă de bani pentru depunerea dosarului este 1.500 de euro mai mult decât fac firmele normale cu care lucrează. Iau maxim 1.000 de euro să ia la depunerea dosarului. Eu am înțeleg pe dumneavoastră că vreți să faceți un pic de discuții pe tema asta, dar vă rog să nu confundați proiectele depuse pe PNDR, anex simplu, anexă 3 și cu ce au mai fost depuse acolo, vorbim de 1.000, cu proiecte pe fonduri de 1.000 de euro, dar vorbim de proiect exact pe afir, domnul primar. Asta nu știu, posibil. Eu așa am prevăzut contractul, nu fac discuții, nici din mult, nici puțin, nu... Poate pe viitor... Doar domnul Trăistat, dacă are spus ceva. Eu, din punctul meu de vedere, știu că în momentul în care proiectul este declarat eligibil, atunci se plătește suma. Știu că așa am avut discuția cu ei, când am făcut contractul. Nu, eu așa am discutat. Păi dar l-a semnat pe nevoastră, domnule. Nu, eu așa am semnat. Păi cum să semnați? Deci, nu-i nimica, nu trebuie să face ce face altul. S-a pus după 2 ani de zile, deci cel care vine își reînnoiește dosarul, mai ales că a lăsat aceeași firmă, putea să caute altă firmă. Da? Deci s-a făcut proiect. Păi cum să caut altă firmă, dumneavoastră aveai contract firmă, chiar cu firmă de consultanță. Deci eu pot ca să renunț la contract, pentru că a fost încheiat anterior de altcineva și eu mi-aduc și îmi închei contractele mele pe care... Nu știu, eu n-am mai luat. Da. Și eu am spus că finanțarea, plata să fie atunci când proiectul este eligibil. Da, așa este în contract, e văzut în contract. Așa este. În contract e prevăzut, de fapt, ca suma asta care vedeți aici, la depunere. Nu în contract, și vedeți, nu uitam pe el. La depunere și eu nu le-am dat bani. Deci dacă nu au făcut treaba, nu asta bani. Păi dacă n-ați depus, cum să luați bani? I-ați dat banii când am depus apă și canalul. Da, și la apă și canalul a fost eligibil proiectul. Nu mai poți interveni pe partea cealaltă, că noi eram... Dar nu că... Domnul, dar l-am făcut pe data din 2001 trecută pentru eliberarea contractului de confirmare și de proiectare. Și o să primim și contractul și atunci o să mergem. Și dacă domnul primar... O să vă abonez dumneavoastră. Da. Ce drept au trecut 30 de zile, dar mai stă puțin. Da. Nu știu dacă o să am militare, domnul. Lucrătoare. Trebuie să dea. Da. Bun, haideți să trecem mai departe. Cine este pentru? Deficit mai foarte mic, 54.000. Mai este... Deci... Pot? Da. Mulțumesc. Noi, Consiliul Local, am votat o sumă de bani pentru Școala Gimnazială Emil Băiescu pentru cumpărare de mobilier. Din păcate, văd că alții se duc acolo și dau bine la pozii și pe noi nu ne invită nimeni acolo să vedem măcar cum este. Eu am ales să fiu în comisie de cultură și așa și niciodată n-am fost invitat. Acum vreau să înțeleg că e vina școlii sau școala primită la primărie și nu să nu invitați. Nu te ridică nimeni la primărie, nu se face niciun bâlci local când vine și după la școală. Nu? Nu. La invitația la dumneavoastră are caracter obligatoriu. Nu. Deci nu se face nicio mare... Păi cum de unii
adunare generală, dacă ați uitat, mai așteptat. Asta ați specificat de Crăciun. Ai vorbit mai mult. Haideți să discutăm strig la ordine, dacă discutăm. Ai vorbește de marginea ordinii. Zi, dumneavoastră, la începutul ședinței, chiar ați invitat pe domnul președinte să țină ședința în frus, nu vorbim prea mult. Toată vreau să încărcați regulile, da? Nu, dumneavoastră încărcați. Vă rog frumos să vă referiți exact la ce avem la ordinea de zi, ca să ne dăm ședința. Deci, în primul rând, ați vorbit peste mine și nu am terminat. Deci, când termin, vă rog. V-am spus. Hai, gata, nu mai pot cum vă atașe. Deci, legat de școală. Pentru că eu sunt președinte de comisie de cultură și nu știu ce. Pentru că acolo am vrut să fiu, la școală. Bun. Deci, nu, dumneavoastră, de fiecare dată, de Crăciun, mergeți și dați, nu știu ce, la școală. De când vin mobilierul, mergeți să vă faceți pozic la școală. Și nu dau bine poze. Vreau și eu, sunt fotogenic, să știți. Nu cred că m-ați văzut pe mine pozată, poze la mobilierul. Nu, eu fac doar informare, că așa e frumos, că să știe tot poporul din comuna. Mă vreau să mai întreb de ceva și la școală, da? Deci ca să fie... Deci ceva, nu cred că e ceva rău în asta. Nu este rău, dar e rău că noi am Consiliul Local... Dar specific, dar domnule, când dumneavoastră Consiliul Local ați disponibil să asumi ședința din 1 decembrie 2017. Domnul președinte, dar chiar nu face obiectul discuției și atunci Da. Chiar nu face. Da. Deci nu. Sunt de regulat ca... Da. Nu. Discuțiile sunt corecte și eu propun ca președintele, adică de la fiecare comisie, pentru că se aprobă de banii de către Consiliul Local și sunt beneficiari, trebuie să fie anunțați. Deci noi suntem cei care dăm banii, noi suntem cei care trebuie să fim anunțați pentru orice lucru care să cheltuie din bugetul local. Deci directoarea sa, orice se cumpără din bugetul local, să anunță președintele de comisie. Sunteți la, cred că la câți ani, din 2004 până acum, la atâția ani de mandat, da? Dar trebuie să cunoașteți legea 250. Eu vorbim știu, legea clar, vorbim clar de Consiliul Local și de executiv, domnule. Mă, s-ați dispus eu lucrurile de plinire, că așa e cu păi și atunci... Dar cel care îi dispune poate ca să și verifice, pentru că banii sunt acolo. Dar verificați. Tocmai aici asta, ce-a verificat exact. Deci, președinții de comisii, orice bani să cheltuie să fie anunțați pentru orice obiectiv care se va construi din banul public. Corect. Puteți să vă constituiți și în comisie de analiză și verificare, pe termen limitat. Este adevărat că primarul nu poate ca să dea dispoziții Consiliului Local. Dar nici nu-mi doresc. Și atunci noi putem, adică urmărim orice lucru pe care l-am propus și l-am pus pentru derulare cu finanțare de la Consiliul Local, să și urmărim ceea ce normal, cum să cheltuiesc banii și ceea ce vreți ca să aflați. Punct. Am terminat. Mai sunt discuții. Propun spre aprobare primul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Să abținem cineva? Domnul Calal. Domnul Niță. Eu sunt împotrivit. Deci, stați așa. Împotrivit, trebuie să mai tot omorea din cheltuirea banilor așa. Deci, trebuie să cheltuieze. Da. Deci, mai cheltuie nimic, stăm cu banii în general? Nu, domn primar, dar nu te consultă. Nu mai faci nimic, e normal. Pentru că am făcut consultanță, noi ați vedeți în plan că acel drum să-l faceți la fond, din fonduri locale și toți banii de consultanță s-au dus de apa să vedeți, cum ați spus. Toți banii, da, așa a fost contractul, trebuie respectat, domnul Lucea. Și dacă există în contract o clauză cu... Dacă există clauza cu... Eu știu cum i-am dat bani. Dar n-ar fi trebuit să avem contractul aici, ca să știm și noi. De ce mă abțin? Am intruit ca ai să știm așa ceva. Mulțumesc. În America, mâna și nici mă. Îmi pare rău cum îl am. Ține când s-a vorbit de abținere, o zi domnul Niță și domnul Calau. Și domnul Berașcu este împotrivă. Împotrivă. Eu mă abțin. A, ați revenit asupra votului. Păi spuneți că ați revenit asupra votului. Păi da, doamna, așa e corect. Deci cred că simt deja la... 2. În fine. 9. Da. A întrunit voturile pentru a fi aprobat. Da. Trecem la proiectul numărul 2. Aici e vorba de cotizație anuală pentru Adil. Cine ia cuvântul? Eu vă întreb. Trecem la vot. Deci pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău,
Adică. Nu pot să știți. Da, să știți ce e. Deci au fost 1000, deci 100 de lei, iar acum, fiindcă presupunem că vor fi la în partea cealaltă, se va ridica la comuna peste 5.000 de locuitori, deci, la 1.000 de lei, deci 1.000 de lei înseamnă 10 milioane. Deci trecem dintr-o parte în cealaltă. Că am, o să cheltuim, că o să-l idea sau nu, deci eu pentru asta eu mă voi abține. Da. Dar dacă... Să dea Dumnezeu. Dacă îi pare rău, da, îi pare rău. Îi pare rău, da. Eu zic că... Eu îi pare rău că n-am tras lotul, știi? Mă. Eu cred că o să-l idea, pentru că așa e direcția. Dar adică nu e o loterie, e chestie organizată. Dar e păcat. Vreau să vă abține, să faceți ce vreți. Vă gândesc că e vorba de interesul comun, parcă ar trebui să fim un pic mai... mai plecat, nu? Hai, spuneți-vă, da? Deci, da. Deci, nu, nu mai e nimeni. Mai e cineva? Nu. Să pun la vot proiectul de hotărâre. Abține? Eu. Împotrivă? Deci, 12 pentru și abține. Am și argument, o să discut. Da, divers. Da. Proiect de hotărâre privind modificarea. Da. Privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Măgura numărul 45 din 18-11-2010 privind aprobarea master planului în sectorul apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Da, domnul Tresor, așa cum spuneți dumneavoastră, în urma aprobării master planului trecem la o etapă superioară. Nu mai suntem prinși în lista de investiții la 2030-2040. Suntem prinși în lista de investiții prioritare 2014-2020 cu lucrări, ca să trec direct la valoarea lucrărilor. 4.050.000. Deci avem alocat pentru comuna Măgura, în urma demersurilor pe care le-am făcut, pentru că nu se gândește nimeni la tine doar așa, pentru că te cheamă, eu știu, într-un fel anumit sau eu anume pe o calitate. Avem 4.151.320 de mii de euro, pentru alimentare cu apă 1.710.754 și pentru apă uzată 2.440.566 de euro. Nu știu dacă ce spui, cred că da. Și aici avem totalul. Suntem prinși, dacă vă uitați dumneavoastră, v-ați uitat în material, suntem prinși în etapa 2014-2020 pe OIM. În prima... De fapt, dacă este dezvoltăm un pic, cam ăsta e, că și domnul Gordon aici, cam ăsta e considerăm pentru care am ales să mergem la CRAP, să beneficiem de aceste investiții. Sunt mai discurbi consistente pe eu și cam cine trebuie la verul asta și cam ultimul tren în ceea ce privește investiții pe apă și canal. Nu se întrebă la orizont alte surse de finanțare. Având în vedere că facem parte din aglomerarea Bacu, nu putem accesa pe nimic altceva decât în cadrul CRAB pe păie. Domnul Tavan. Domnul Tavan. Nu, deci eu sunt președinte, deci eu comand, eu trebuie să știu ce da. 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 De fapt, nu s-ar putea, eu am notat, nu. Da, da. După aceea, nu iese treaba da, corect. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau doar să fac o precizare. Deci suma aceasta era prinsă de pe vremea mandatului domnului Trăistaru, această sumă. Deci master planul. Se știau sumile dinainte de când erați dumneavoastră viceprimar. Asta am vrut să spun. Deci nu sunt sumii noi. Sumile astea sunt prinse de atunci, din... Nu e așa. Bă, da. Eu, dumneavoastră, cred că nu ați înțeles. Vorbim de reactualizarea master planului. Vorbim de un master plan aprobat în 2010. Și de reactualizarea lui, cu sumele care vedeți aici. Deci suma aia, milioane și ceva de euro, am discutat cu cei de la CRAP și nu știu, erau prins, eram prins și 4 milioane și ceva de euro. Nu știu cu cine ai discutat dumneavoastră. Am discutat cu directorul... Foarte bine că ați discutat. Care a fost atunci domnul Găină. Noi vorbim de la CES la data de astăzi, da? Da. Da. Bun. Alte discuții. Domnul Berușcă. Da, nu vreau să iau cuvântul, dar a luat cuvântul domnul Talal și vreau să fac o precizare.
Dacă vă amintiți, acum cred că vreo jumătate de an, eu am făcut o solicitare primăriei Mărgurea să ne pună la dispoziție o copie a masterplanului. Primării actualizat. Nu era în momentul respectiv. Eu am mers la, m-am deplasat la DIP, am luat o copie a masterplanului și, într-adevăr, eram prins cu suma de care vorbea domnul consilier Talal, dar eram prins pe perioada 2020-2020 și ceva. Acum nu pot decât să felicit domn primar pentru că a reușit să facă lucrul ăsta și eu zic să sperăm că se va face lucrarea, se va încheia în timp bun, să poată beneficia. Dar să reușim, mă gândesc că e beneficiat. Eu cred că putem lăsa deoparte orice orgoliu, dar când e vorba de un proiect care este bun și vine o finanțare pe banii europeni, eu zic că este bun. Bun. Doar că mai avem niște detalii care trebuie să rezolvăm cu domnul Lelian, că e operatorul. Da, la momentul potrivit. Da, suntem prins aici cu undeva cu rezervori de magazinare, cu 50, cu în total cu 50 km de rețea de apă pe comuna Mărgurea. Sunt se vor face investiții și în sistemul actual. Și pentru înființarea sistemului de distribuție a apei și canalizare în satele Crihan și Slodol, separat, care vor fi branșate la rețeaua de dintre vii, de la Crihan. De acolo vor dacă mai permiteți o întrebare, domnul președinte? Da. După ce. Vreau să dedic acest aspect, l-am discutat și personal cu domnul primar. Noi, în zona Crihan, ne confruntăm cu o situație puțin diferită față de restul locuitorilor comunei, în care suntem branșați la rețeaua de apă. Și acum aș vrea să vă dispun, domn primar, în ședință, cum procedăm noi, că sunt eu, mai este și colegul Puiu Marian, mai avem și invitați în sală care sunt legați la fel, și vrem să știm cum vom proceda pe viitor, când, dacă va fi operator crabă. Cum trebuie procedat? Ca să intrăm și noi în, să avem și noi contractul. Lucrăm la tema asta cu firma de consultanță vis-a-vis de aspectul ăsta, să vedem în ce măsură putem integra sistemul ăsta care a fost înființat acolo în viitoare investiții, cumva dacă el corespunde. Dar, din câte ne spune dumneavoastră, nu poate fi luat în seamă, pentru că nu are la bază documentație, nu are nimic. Deci ar trebui să aibă pentru o funcționare normală și legală. Să înțeleg că se va mai face un sistem paralel în ăsta. Da. Da. În același timp, cred că o perioadă de timp nu vom fi branșați la apă? Nu cred. Nu e cazul, nu? Nu cred că sunt situații de genul ăsta și chiar nu vine nimeni cu soluții de genul, domnule, ai tăiat conducta și la așa. Astea sunt aspecte sociale. Sunt aspecte sociale care sunt luate în seamă și se țin cu îndieri. Nu vine nimeni să... Nu, se stabilim și de fapt este și cu îndieri. Da, se chinui lumea sau ești tot să facă. Nu facem dialog. Nu. De aceea ai zis că oricum nu se poate soluția de ea. Înțeles, dar eu vreau să stabilim niște lucruri, pentru că poate vreau să știu și eu cum mă privește și pe mine personal și mai am vecine din zonă ca să știi, băi, dacă intră crabul. Să nu spună că până se termină rețeaua de pus a crabului, atunci un an, 6 luni, un an de zile stăm fără. Discutăm inclusiv variante de preluare și a sistemului de acolo. Să vedem. Discutăm și cu domnul Goldă și cu domnul că suntem într-o relație de colaborare. Și bine să discutăm toate aspectele astea, că dacă încheiem o etapă, trebuie să o încheiem pe calea amiabilă și toată lumea să iasă bine din ecuația asta, pentru că nici lumea nu și-a dorit să iasă. Noi suntem nevoiți, așa după cum se vede, pentru că nu cred că ne putem permite să renunțăm la 4 milioane de euro investiții. Lumea lui a înțeles, colaborăm și eu cred că până la final o să ieșim bine cu toți. Am înțeles. Mai cineva? Mai discută cineva? Asupra proiectului, mă refer. Nu? Deci, vă supun spre aprobare. Da, adăugăm ceva la el? Nu. Canalizare. La canalizare avem 25 totale, da, așa, și 15,9 km de canalizare. Cât sunt? Întreaga comună. Mare. Domnul Chitic. Când? Bun. Abține? Deci. Nu, asta e master plan, asta e tot altul.
Haideți să trecem la proiectul următor. La însușirea inventarului. Câte unul? 4. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizarea Comunei Măgura, județul Bacău. Propunere. Se însușește inventarul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare a Comunei Măgura, județul Bacău, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. Primarul Comunei Măgura, împreună cu aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Să trecem de la discuții, nu mai citesc. Domnul Critic, domnul Talal. Domnul președinte, am două întrebări de pus. Cu domnul primar, cu doamna secretară, cine poate să răspund. Deci, prima, vreau să îmi spuneți dacă, în afară de inventarul ăsta al instalației alimentare cu apă, mai avem și alte inventarii care trebuie să le aprobăm în ședința de Consiliul Local, una. Și doi, am observat că în listele de inventarii este trecută doamna contabilă și noi am văzut semnătura. Să ne spuneți despre ce e vorba. Atât, mulțumesc. Am discutat cu doamna contabilă, este varianta de inventar, nu a apucat să trebuie să semneze, i-a semnat inventarul, a luat de la ceea ce tot trebuie, de la comisie. Ia și nu o să știu nicio problemă, nu l-o semnat inventarul, doar că așa o poți distribui, așa o plecat, n-am mărit. Dimineața, exact cum rămăsesc, da, așa, și? Și urmează să aprobăm și inventarul domeniului public și privat al comunului. Domnul Frază. Domnul președinte, am o singură întrebare. Există o diferență cantitativ între obiectele de inventar care au fost cum a mai fost proiectul ăsta și a fost respins în prima fază, după aceea a mai fost votat și am lăs băgat spre aprobare. Există o singură diferență între ăsta care l-am votat acum și care a fost votat? Nu, între ei nu. Formatul de și același. Doar formatul e același. Deci nu mai am făcut 5 anexe, am făcut una singură în care am băgat tot. Copii, am înțeles, dar că metri linear, că numai de coturi, țeli, așa, și la fel. Nu sunt diferențe. Urmează să stabilim o procedură, procedura de preluare, va trebui să facem o... Un specialist care să inventarieze și să facă o evaluare a sistemului, deci destul de laborioasă treaba, care va identifica și ceilalți vă referiți dumneavoastră și lucrările care nu au fost prinse în inventar. Aici cred că la asta vă referiți și dumneavoastră. Nu la asta mă refer. Mă refer la dacă există diferențe între inventarul vechi care nu ați venit. Dacă vorbim până la decembrie și unul mai mare, nu. Nu. Deci, copia, dar ați observat vreo diferență, sigură, eroare materială? Adică, să înțeleg că nu s-a mai făcut un alt inventar. Deci, ascult la tine. Încă o dată vă spun și eu închei orice comentariu legat de inventarul șlampa. S-a făcut pe bază de documente. Monitor oficial din 2002, da? Și celelalte recepții și contracte care le avem în primărie. Deci, pe baza lor. Am făcut ce este acolo. Ce avem? Numai pe documente. Adică nu pe tribunul. Nu m-ați înțeles. Ce este pe teren și avem și documente. Contracte, procese verbal de recepții, hotărâri de guvern. Da. Domnul Chitic, domnul președinte, mă iertați, mai am o singură intervenție. În spirit de fair play, pentru că e domnul Bogdan prezent în sală, și am observat că dumnealui n-a semnat listele de inventariere. Dacă sunteți de acord să prezinte și dumnealui punctul de vedere, mi se pare corect. Da, exact punctul pe care vreau ca să-l luăm. Deci, referitor aici la inventar, eu personal nu am cum să nu-i explic anumite părți. Și, într-adevăr, nu pot ca să fiu de acord atâta timp cât nu este semnat de către operator, iar operatorul la timpul respectiv, el s-a însușit o răspundere și și-a luat un angajament. Iar operatorul consider că este cel mai întemut de a putea ca să ne arate exact inventarul clar, obiectiv și fără probleme și semnat. Pentru că vorba nu este faptă, iar semnătura rămâne pe hârtie. Și ca atare, în 2015, s-a făcut în 2015-2016 inventarul,
domnul primar, fost viceprimar, era președinte de comisie, am urtit document care nu mi-au adus inventarul și am cerut și mi-a spus să mai prelungim, am prelungit, au venit alegerile, iar inventarul tot nu a fost adus. În 2015 am avut evaluator, deci s-a mers tot cu domnul viceprimar împreună, eu am făcut evaluarea lucrurilor și eu am spus că să fac o evaluare clară, obiectivă, exact pe sume, pentru că orice valoare are și o sumă, ca să, și după aia sunt și amortizările fiecărui lucrări. Și numai specialistul este cel care poate ca să demonstreze că este real și ceea ce normal solicităm noi. Cred că aici a spus bine, domnul președinte, a spus bine că doar specialistul poate să exprime la valoarea sumei. Dar iar se amortizează. Da. Dar nu trebuie să intrăm unul peste altul. Da, ați intrat dumneavoastră. Păi nu, eu când discut, eu discut. Eu când discut altcineva, discut altcineva. Eu nu mă luat peste altul. Nu am avut, într-adevăr, ca sarcină, fiind ce primar, ca sarcină să mă ocup de inventar. M-am ocupat, într-adevăr, dar de obiectiv, nu de stabilirea valorilor acestora. Am văzut că plătit pentru asta. Am avut, într-adevăr, evaluator. Și ați mers pe drum cu la locul, nu? Că asta a fost dispoziție. S-a mai făcut o evaluare și în 2000, când a venit Curtea de Conturi, a solicitat și dumneavoastră, nu, doamnă, că dar o solicitat și toți să verifici evaluarea dacă este bine, m-a verificat cu dumneavoastră, n-am avut probleme la capitolul ăsta. Ultima dată, domnul Talat, că ați luat două ori. Și era domnul Gondol, parcă nu se cum dăm acum nimeni. Nu solicitam toți. Consiliere și imediat, hai. Domnul Talat, și urmează domnul Gondol. Domnul președinte, dacă tot așa profit de prezența domnului Godoi și vreau să-i adresez o întrebare. Domnul Godoi, când ați privat sistemul de apă, s-a făcut și un inventar. Corect. Pridare primire. Da. Pentru că eu am solicitat inventarul și m-a dat trei hârtii. Aveți noastră altfel de inventar să-l prezentați, poate nu mai este la primărie. Știți că la voi, când solicitam hârtii, dar și adresele care le-ați făcut, 50 de adrese care n-am știut decât în ședință. Poate ne dați inventarul ăla acolo, să ne-l puneți la dispoziție. În anul 2012, când unitatea noastră a preluat serviciul de apă și de canalizare, a primit o listă de inventar cu o parte din conductele existente, cu stații de pompare, cu puți forați și așa mai departe, la care, pe parcursul celor 5 ani care au trecut din anul 2012, au avut loc îmbunătățiri în sistemul de apă, extinderi de rețele de apă, etc., multe alte, branșamente și așa mai departe. Ei, el nu poate să arate acel inventar în 2017, la sfârșitul anului, la fel ca în 2012. Ca urmare a adresii din 24-7-2017 trimisă de către OATM-ul, către unitatea noastră, ne solicită încetarea contractului de delegare și preluarea de către OAT pentru cauză de interes public local. Eu am înțeles despre ce este vorba, nu m-am împotrivit, dar conform contractului de delegare a gestiunii, trebuiau niște solicitări din partea unui expert în care să evalueze, să facă o documentație tehnico-economică ca să vedem, să putem compara ce exista la primire, când am primit inventarul și acum la predare. La sfârșitul anului 2017, cu toate că adresa a fost trimisă la 24.07.2017, trebuia numit acel expert în care să facă documentația tehnico-economică. Dar la sfârșitul anului 2017, să putem să predăm noi ca unitate ceea ce există în teren, nu ceea ce am primit în 2012. Drept urmare, nu am semnat.
absolut liberal, pentru că nu reflectă realitatea din teren. Asta eu vă las să vă întreb, pentru că ni s-a spus aici la ședința noastră în legătură aici că când s-a făcut inventarul, ați spus că sunteți de acord și nu știu ce, și se facă inventarul, după aia n-ați mai fost de acord și ați plecat în Germania. Eu am fost de acord cu predarea serviciului. Nu, ni s-a spus că ați promis aici... Nu cu inventarul, în luna august, septembrie, nu era vorba de inventar. Inventarul a fost în luna noiembrie. Nu, era vorba de inventar așa... Când? Nu zic ce s-a discutat. S-a discutat că dumneavoastră... S-a discutat că când s-a făcut acest inventar, dumneavoastră ați venit aici și ați fost de acord verbal și a urmat să veniți să semnați, nu știu, și pe aia ați plecat în Germania. Este adevărat? Nu este adevărat. Cum este, domnul? Nu credeau așa lucrurile. Dar eu am spus atunci, să știți, că pentru că am început, este înregistrarea în continuare. Mă scuzați. Deci, există înregistrarea. De la ședința de atunci. Există și în procesele verbale consemnat. Domnul, să facem precizările corecte în procesele verbale, că eu le întocmesc și dacă nu-i conform realității, nu e regulă. Pentru mine, zic că înseamnă că am consemnat altceva decât s-a vorbit. Deci s-a spus așa, domnul Gold a semnat declarația de inventar și după aceea, când a fost sunat de membrii comisiei care poate să-și asume declarațiile în care le-au spus, a fost plecat în Germania 3 săptămâni. Pentru că a fost pe perioada Curții de Conturi. Pentru că totul din tot ce era acel inventar finalizat. Că altfel la moment de fiecare parte câte 5.000 de lei. Nu, o secundă, domnul Gol, că nu știți ce s-a întâmplat pe controlul Curții de Conturi. Așa. Ulterior, când a fost ședința, nu mă aduc aminte data, poate mă ajutați, cred că 29, zic bine, 29-11, când s-a discutat acest inventar, pe finalul înregistrării, și știu că mai există înregistrări, nu numai cea de pe reportofon, domnul Gold, care stătea acolo în locul domnului Pim Marian, a spus că pentru bunul mers al activității din comună, dacă se necesită semnarea inventarului, dumneavoastră îl semnează. Asta a fost tot. Deci asta a fost discuția, nu alta. Doar atât. Credeți că doamna contabilă n-a semnat acel inventar pentru că n-a avut timp să stă numai? Domnul, eu am făcut copie după inventarul de la Comisia de Inventariere, domnul Gol. Și dacă nu este ce este în teren, nu zic... Da, dumneavoastră v-ați făcut o adresă prin care ne-ați spus că nu corespunde. Okay. O să o prezentăm, că este la... Procesul verbal pe care primit la preluare de către Golden există ca să putem face o constatare, adică se regăsesc în inventar ceea ce obiectați dumneavoastră că ați făcut, o parte din ceea ce, eu știu, parțial sau nu în totalitate, cum totuși motivați că nu se înțelege, din ceea ce spuneți nu trebuie să înțelege, e clar. Deci, inventarul... Deci, nu sunteți mulțumite asupra inventarului. Adică, între procesul verbal de luare și inventarul actual, diferențele, se regăsesc o parte din ele sau, eu știu, parțial, dar considerați dumneavoastră. Deci, inventarul constă în utilaje, terenul și rețele, aducțiuni. Corect. Am înțeles. Ele sunt. În inventar sunt? În inventar nu sunt. Sunt numai o parte. Nu sunt. Cum spuneți o parte? Aveți procesul verbal de preluare? Păi e în procesul verbal. Și unde e procesul ăla? Noi nu-l vedem. Deci n-am vedea și noi un proces verbal de preluare a serviciului. Da, am dat și unul ăsta la copii la ședința din 29. Am făcut copii. Haideți să era computer de acolo. Deci acolo, în inventar, când m-a dat doamna secretară, erau, cred că, 30 de cuvinte. Atât. Adică. Iar în inventarul ăsta are... Câteva pagini. Hai să te înțelegem clar, vis-a-vis de ceea ce se numește inventarul sistemul de apă și canalizare. Pot fi inventariate și numai sistemul de apă și canal, dacă vorbim de patrimoniu comun, aici avem prins în domeniul public și privat doar obiective, doar lucrări, care au la bază documentații, care au fost executate în baza unor autorizații de construire și care au fost recepționate și predate. Despre asta vorbim. Asta putem trece noi în inventarul sistemului de apă și canalizare și în inventarul domeniului public.
Altceva nu putem trece acolo. Adică vrei să spuneți că domnul Godel a făcut lucrări fără autorizație din construcție? Deci eu vreau să vă spun că dacă dumneavoastră spune că sunt lucrări, mai sunt rețele care nu sunt trecute, ori sunt pe drumul în cote indivisă, ori sunt către persoane fizice, ori sunt către... care nu pot fi trecute în domeniu și nu au la bază o documentație. Dacă ar fi o documentație, cred că nu avem nimic împotrivă să o prindem în domeniul public. Dar ea trebuie să aibă la bază, exact ceea ce v-am spus. Hai că nu văd ca să... Trebuie să aibă documentație, trebuie să aibă autorizație și trebuie să aibă ce să... Acest sistem spre exploatare și întreținere, eram obligat, conform contractului, pentru zonele, să fac extindere de rețele pentru zonele neacoperite, reparații capitale pentru funcționarea sistemului. Eu am făcut adrese către primărie. Le voi aduce cel puțin 80 la număr. Poate sunt și mai multe. Din 80 de adrese trimise cu toate problemele existente în rețeaua de apă, nu am primit niciun răspuns. Nici după 30 de zile, nici după 50 de zile, nici după 6 luni, nici după un an. Eu nu puteam să stau fără să lăs sistemul să nu funcționeze din cauza că dumneavoastră n-ați fost sau nu ați vrut să colaborați sau să-mi dați un răspuns sau să participați. Cu toate că aveați obligația, conform legii, în fiecare an, când se făcea bugetul, să o parte din buget să meargă pentru acest sistem. De asta nu ați făcut așa ceva. Eu am fost nevoit, din moment ce nu mi-ați dat niciun răspuns și eu v-am spus că o să fac această lucrare, să nu ați fost de acord. În cazul acesta, aveți obligația, conform contractului, să numim acel expert pentru evaluarea tuturor bunurilor existente în sistem. Așa, să dăm o valoare și atunci să facem un inventar complet. Ca eu să pot să vi-l predau dumneavoastră, fiecare, cum a fost și domnul Berușcu, care a pus întrebarea, doar eu mai beneficiez de apă, că dacă Golgă nu mai este cu crabă? Păi de ce să nu beneficieze? Este o rețea care este funcțională, este conform unui proiect făcut. Eu, la tot ce spune dumneavoastră, eu am proiect. Inclusiv stația de tratare, eu am proiect. Am montat rezervor acolo, v-am spus că îl montez, nu mi-a spus, dar spuneți că nu au fost omologate acele lucrări sau nu au fost recepționate sau nu sunt legale. Nu există nicio altă variantă pe care o cunosc eu și nu cred că o cunoașteți dumneavoastră. Dintr-o zi, în domeniul public, avea unui obiectiv fără a avea documentație la bază. Despre asta nu ce... Deci mi-a trimis adresa, să spun lumea. Nu ai voie. V-am trimis o adresă prin care v-am solicitat. Da, și ați retras-o. Nu, domnul Gol. V-am trimis o adresă recentă prin care vă solicitam dumneavoastră să ne puneți la dispoziție o listă cu obiectivele pe care le-ați executat dumneavoastră. Și nici până la urmă asta n-ați trimis niciun răspuns. Acea listă trebuie făcută de un specialist cu viză. Pentru că eu vin cu acea... Eu o prezint aici la dumneavoastră. Dar o să spuneți, doamne, ea trebuie făcută de un expert. Nu putem să... Nu credem pe domnul Godel că într-adevăr există. Trebuie făcută de evaluarea sistemului, nu? Facem o evaluare. Am făcut un contract cu o care face lucrul ăsta, care evaluează tot sistemul ăsta, îl face pentru noi, pentru dar la cap. Urmează să luăm și decizia asta, să punem un evaluator, să evaluezi într-adevăr sistemul. Să spune exact ce are sau nu. Dar eu vă spun sincer și vă spun în capul lor. Orice evaluator vine, cere documente. Cere documente. Domnul Gorel, documentele sunt. Nu știu. Dumneavoastră ați vorba. Ar fi trebuit să fie însușit și din Consiliul Local, probabil. Nu știu să vă spun. Probabil cine va veni va spune, domnule, da, bă, da. Pentru că eu vă spun cu toată sinceritatea, nu am nimic cu dumneavoastră și nu am nicio răutate asupra dumneavoastră. Dar ceea ce vom stabili sau ce credeți dumneavoastră că vi se cuvine, va trebui votat dintre Consiliul Local. Deci, dumneavoastră vor ridica mâna și își vor asuma. Domnul Gode, dacă îmi permiteți, nu e nicio problemă. Eu am o problemă. Dacă sunt lucrări, documente... Hai, domnul Puiu, hai ca să vă ridicați. Domnul, adresele sunt făcute, comunicările și adresate către domnul primar și Consiliul Local. Deci cel care a primit adresa, la fiecare ședință a Consiliului Local, trebuia să spună, uite, am 10 comunicări de la Gode, luați-le, studiați-le, ce facem. Corect. Corect, da? Nu
Tot, absolut. Am plătit stradă, să fie niște date și nu o să fie. Eu vă zic, am plătit toate solicitările mele și am spus, în momentul, am plătit 3.000 de lei amendă că nu este stație de tratare. Asta mi-a dat minimul, da? Eu, ca unitate, am făcut solicitări la stația de tratare din 2014. În 2016 m-am făcut ea. Domnul și v-am anunțat, v-am înștiințat, am scris. Din ce an sunt pentru chestia asta? Din 2014. Da. Din 2013. Deci, vă spun, nu m-am primit niciun răspuns din partea cu atâta mă. Am primit să te pune. Știți că am mai încerc răspuns la ședința? Poate. Vă rog și vă rog firul local să scoate solicitați registrele de evidență. Și o să vedeți atunci că nu există nicio adresă, niciun răspuns pentru votul milion. Da. Nu, domnul Puiu. Vreau să întreb, domnul Puiu, aveți de vizit lucrări pentru toate investițiile dumneavoastră? Da. Și de ce nu le-ați prezentat în acest consiliu local de vizit de lucrări? Și atunci? Deci, eu nu am luat în calcul contractul de legare care avea o durată de 15 ani, undeva la 5 ani, după 5 ani... Posibilitatea de a ieși... Deci, toate lucrările care s-au executat, nu am venit să solicit bani. Ele puteau fi amortizate în perioada asta de 15 ani a contractului. Chiar nu aveam nicio problemă. Am făcut investiția, nu mi s-a plătit, sistemul trebuia să funcționeze. Eu l-am făcut. Deci, nu a fost nicio problemă, nicio reclamație. Inventarul despre care vorbim. Da, exact. Acum trebuie să putem un inventar amănunțit, nu? Pe care și-l dorește și crabul. Inventarul amănunțit o să-l face cu studiile astea. Deci, acum a spus cum îi prevoie și contractul, un specialist. Ce discutăm noi despre compararea la ceea ce ați primit și cu ceea ce credați. Inventarul despre care vorbim noi astăzi este inventarul pe care și-l dorește crabul și care specifică clar că dorește inventar cu documente în spate. Deci, păi, degeaba mă duc eu și îi spun, domnule, mai am o rețea undeva făcută, spune, ai actul, nu mă interesează. Deci nu interesează la momentul ăsta. O să interesezi după aia. Mergem, evaluăm, vedem despre ce e vorba. Dar la momentul ăsta vrea inventarul documente, însoțite documentele pe care le avem. Ori dacă sunt rețele sau anumite extinderi cu studiile astea, fără documente, nu interesează pe nimeni. La momentul ăsta, atunci, la momentul ăsta, 140 de familii din zona din Trevi, fără canalizare, pentru că dumneavoastră nu doriți să... Domnul Băzăcu, nu vorbiți la unești, vorbim, am spus în acest ședință, dorința noastră este să ajungem la o înțelegere. Deci, la final, să ne strângem la omenești. Dom'le, am convenit împreună, am găsit soluția cea mai bună și chiar în frumos. Deci, nu, chiar nu-și dorește nimeni să ajungem într-un scandal sau în discuții care nu se fac. Dar la ora asta noi discutăm doar de ceea ce ne împarte. Va fi evaluat și cine este parte și vedem care este calea de urmat. Dar la momentul ăsta, Crabuș, orice instituție care vrea să prea un sistem, clar vrea parte. Dom'le, dăm acte, dăm proiect, dăm autorizații, dăm ceea ce ne ta în spatele acestor obiective. Asta e realitatea, asta vă comunic și pe asta. Eu nu am ce să vă spun, să ajuns la ceva. Nu sunt documentați. Încă mai este să le facem. Pentru că nu putem să lăsăm populația fără. Dar eu țin că acord cu dumneavoastră. Doar că nu putem lăsa 20 de cei să facem proiectul. La ora asta e vorba, dați din partea de inventar care are documente. Asta este ceea ce avem noi cu documente, ce v-am prezentat noi asupra unor consilieri astăzi. Domnul Marco. Dacă vor mai fi pe parcurs, vor vedea. Ce va spune evaluatorul? Din 2012, fără prezentul, s-a mai făcut și un inventar. Da, s-a mai făcut două inventare, în 2013 și 2014. În 2015, a fost cineva, nu știu, cineva care a fost contractat de primăria, să fac o evaluare a sistemului. Eu n-am primit nimic din acea care nu era autorizat. Tot. Nu. Același lucru. Exact. Domnul, exact același lucru îl face oricine și vine și evaluează. Acte. Pe acte. Vrea tot ce este însoțit de acte, evaluează, ci nu. Despre asta vorbim. Dacă nu sunt acte, nu evaluează. Pentru că, nefiind acte, nu poți să le introduci în domeniul public. Nu ar trebui să avem hotărâri de introduce în domeniul public. Ar trebui să avem, dacă vorbim de tronsoare, de terenuri, de astea. În 2015, ultimul inventar, a fost semnat împreună, s-a semnat sau tot așa a fost? Nu. Nu s-a semnat. Nu s-a semnat. Eu nu înțeleg, domnule primar, ce ați făcut dumneavoastră cât ați stat
De ce nu ați semnat acel inventar? Eu nu înțeleg, domnul primar Costa, Trăistoare, domnul primar Costa. Era zis, dar domnul iată neapărat să se semnați, nu-i logic. Că mai înainte domnul primarul da vina dumneavoastră, dumneavoastră ați da vina primarului. Președintele de comisii pentru inventare, el a fost domnul Costa. Ce ușor e, foarte ușor, văd că domnul primar Trăistoare, vă pricepeți bine să dați vina, nu-i problemă. Și domnul primar Costa să moșteniște o dată neastră. Nu, sunteți la cuvânt nou, deci nu mai discutăm. Ba da, domnul primar, că nu puteți să vorbim doar când vreți dumneavoastră. Da, 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 hai că dumneavoastră erați obligat să vă faceți treaba în calitate de ales al acestui comun. Nu v-ați făcut treaba. Da, eu mi-am făcut-o. Deci nu v-ați făcut treaba loc. Dacă vă făceați treaba, acele hârtii erau făcute cum trebuie și nu mai eram în postura în care suntem acum. Da. Acum suntem puși de ciocan și de covală, suntem nevoiți să acceptăm acest inventar și vă spun și de ce. Pentru că pierdem finanțarea de 4 milioane de euro și rămâne fără apă și canalizare pe Crihan și Sogodor. Mă repet, iar ca să nu înțelegem. Vorbim de ceea ce avem. De ceea ce avem. Domnul am fost la Adim, am discutat și eu problema, știu, am discutat cu oamenii, am înțeles ce se dorește. Bun, dar trebuie problemele cu Gold de Brian, trebuie rezolvate și astea. Și datoria dumneavoastră a fost acolo. Asta încerc să explic că am crezut, am înțeles. De fapt, am crezut că domnul Bon nu înțeles. Se pare că nu știu, ori înțeles, ori nu. Ba nu, eu am înțeles. Domnul primar, eu am înțeles destul de clar. Eu nu mă opun. Păi, nu este o cauză de interes. Dar dumneavoastră trebuie să eu înțelegeți. Nu am nicio problemă. V-am spus de la început. Eu sunt de acord. Chiar îmi dau, sunt consilierii de față aici, domnul consilier. Deci eu sunt de acord. Dar atâta timp cât stă la bază un contract de delegare, care el spune că în momentul când apare cauza de interes public, primăria face ce? Răscumpărarea serviciului, domnul primar. Și ele sunt după niște calcule matematice de experți făcute care sunt despăcubirea. Dar de ce nu am acces și asta pentru discuții? Pentru că și asta e nevoie. Și specialistul. Deocamdată noi discutăm de ceea ce este sistem. Da, documente. Corect. Eu asta, nu mai asta pus, vrem eu noi. Problemă pentru mine. După aia, o să aducem evaluator. Exact. O să evalueze. În paralel facem pentru CRAP, facem și... Da, dacă aduceați evaluatorul acum, nu făcea și evaluatorul atât pentru OAT, cât pentru mine, cât și pentru CRAP? Și atunci se putea aproba și inventar? Nu. Păi da, făcea... În lista de inventar sunt obiecte trecute care ele există sau nu mai există și la rubrică scrie evaluat, neevaluat. De ce acele lucrări sau care sunt în teren, existente, trecute, metri liniare, obiecte, utilaje, neevaluate? Scris la rubrică, neevaluate. Păi și că sunt acolo. Sunt evidențiate. Păi sunt evidențiate. Evaluate ulterior, asta nu e lucru. Domnul Gord, eu v-am pus o întrebare că mi se pare foarte chestia așa. Nu, o zene chiar. Greu. Greu, este foarte greu ce se întâmplă. Eu v-am întrebat atunci și sper să fiți ce doamna secretară. Nu m-am spus. Dar mereu ați spus să aveți dreptate. Nu vreau să am dreptate. Deci nu știți ce vreau să vă întreb. Știți ce vreau să vă întreb? Da. Nu. V-am întrebat dacă sistemul de apă ar fi funcționat, că eu am văzut niște hârtii, eu habar n-am, nimic mai mult, vă dați seama. Am găsit și eu, când mi-a cerut domnul Talal atunci, am căutat și inventarul din 2012, l-am luat, i-am făcut copii domnul Talal, nu puteam și pe el. Și v-am întrebat dacă sistemul de apă în 2012, când l-ați predat dumneavoastră, că într-adevăr există diferențe cu și față de domeniul public și față de celelalte documente care există în primărie, ar fi funcționat doar cu alea care scrie inventar. Care a fost răspunsul dumneavoastră atunci? Discuția a fost între noi. N-ar fi funcționat, nu? Pentru că mai erau și altele, nu? Care n-au fost predate. Le-am adus eu de... Nu. Eu v-am întrebat la 2012 atunci. Unii dintre doamna secretară. Unele nu erau trecute acolo. Care era de doamne? Dumneavoastră mi-a spus că acel inventar a fost făcut din avion, da? Ceva nu, de nu am spus eu așa ceva, nu folosesc. Ba da, așa mi-a dat mie de înțeles. Nu. Așa a fost la timpul. A spus că nu s-au trecut toate din domeniul. Eu ce a fost în teren și ce am preluat, deci am mers conform listii de inventar. Da? Că imediat după ce l-am preluat, s-a îmbunătățit sistemul și calitatea. Asta e cu totul altceva. Dar nu contestam nimeni treaba asta. Dar dumneavoastră ce vreți să-mi spun? Dar există diferențe de la 2012 și până în prezent. Domnul Col, noi v-am spus că dumneavoastră încercați să aduceți niște acuzații, să-mi puneți în inclusiv eu, că am zis anumite lucruri. Eu v-am spus atât. Că dumneavoastră ce ați făcut nu contestă nimeni. Că se va face evaluare.
Asta era un inventar, nu este evaluarea de predare, nu e procesul verbal de predare, primire între toate și dumneavoastră, sunt total diferite. Asta i-am spus totdeauna și domnul Grospeli că am zis cu totul altceva. Nu este corect. Chiar nu e corect. Adică eu n-am niciun interes, deci, știți? Predarea se va face în adevăr. Evaluare. Dar la momentul ăsta noi discutăm din inventar. Dacă la 31 decembrie 2017, da, semnezi un inventar care l-ați făcut dumneavoastră, da, și el nu corespunde cu realitatea, veniți în luna lui Mai, anul 2018, și spuneți, domnul, la sfârșitul anului 2017, semnezi inventarul ce există, da? Uitați inventarul aici. Dar el, în realitate, nu se preocupă. Dar de ce sunt? Eu nu văd alu. Nu vreau să înțelegeți aspectul ăsta. Nu vreau să înțelegeți aspectul ăsta. Noi vorbim despre un inventar acopericoat. Acopericoat. Tocmai. Deci asta vorbim noi, de domeniul public și privat. Nu poți să introduci acolo o rețea dacă nu ai în spate un mandă de document. Asta urmează să faci cu evaluatorul. Vom vedea ce găsește dumnealui pe teren, ce poate fi evaluat, ce poate fi introdus. Deci e o treabă, într-adevăr, de specialist. De specialist. Am vrut să-l numim până acum, au trecut. Așa, să-l numim ce vreau la domnul. Domnul Stalat, domnul Chitic, domnul Radu. Deci am luat în ordine acum s-au înscris. Domnul Golden, știți foarte bine, dacă vrei să schimbi scândurile la gard, îți trebuie autorizație. Când dumneavoastră, din 2014, ați văzut că ați făcut o cerere pentru autorizarea unei lucrări și nu s-a dat. De ce din 2014 până acum ați venit în fața Consiliului Local și ați spus, domnilor consilieri, uitați-vă, eu am pus cerere să alimentez satul nou, da? De ce n-ați... Lăsați-mi voi. Am cerere din data de... Deci de ce n-ați venit de fiecare dată când ați spus o cerere, cum ați venit și acum sau data trecută? Adică, eu cred că și nu ați acuptat o parte din vină, pentru că nici nu ați răspuns și dânsii sunt vinovați, pentru că nu v-a făcut corespondență și ei nu pot apăra instituția. Deci și împune pe noi Consiliul, nou Consiliul Local într-o postură încât între ciocan și nu între dumneavoastră și ei, pentru că nici dumneavoastră nu a făcut treabă, nici dumneavoastră nu ați făcut treabă. Dați-mi voi să vă spun chestia asta. Vă rog să spun. De ce n-ați venit? Dacă ați depus o cerere pentru o autorizație de construcție, pentru alimentarea lui domnul Puiu, spune, doamne, am contract... Dacă solicitați ceva din primărie, unde vă duceți? Faceți o cerere, da? Da. Înscris. Și solicitați că organele competente, compartimentul respectiv, vă eliberează aceea fi, da? Eu nu pot să vin la 15 consilieri, să mă rog, uite, am venit pe ordine. Nu, la 5, nu am predat că cineva avea obligația să o prezinte Consiliul Local. Dar nu puteți nici să începeți o lucrare fără autorizație de construcție, domnul Gâlgăl. Domnul, vorbim aici de apă, da, de apă și canalizare. Da, de apă, nu da. Nu avem timp să așteptăm, da, domnul Gâlgăl, 5 luni de zile. Ați alimentat numai aia care v-au plătit. Uitați, am vecin acolo domnul, sus, care nu au avut, că nu au putut să plecați. Nu mai insistați cu probleme din genul ăsta, pentru că nu aveți dreptate. De ce n-am plătit? Dar nu aveți dreptate. Da, am vecin care nu au avut, că nu știu. Dar nu facem dialogul. Hai, dar să fim un pic, domnule, nu vă rog să ne prezentați hârtiile care le-ați făcut către... Dați-mi voi. Hârtiile care ați făcut, ați solicitat autorizațiile acolo, să vedem... La următoarea ședință, da, așa, masă, ca să vedem ce nu și-a făcut treabă. Ca să vedem ce nu și-a făcut treabă. Domnul Chitic. Stimați colegi, domnul Emilie, este clar că adevărul este undeva la mijloc. Ce să ne mai ascundem după dege? Nici dumneavoastră nu vă spune treaba, nici domnul Emilie. Ce să ne mai ascundem după tine? Haideți să găsim o soluție de blocăm treaba. Haideți să găsim o soluție să putem beneficia de banii ăștia care putem accesa. Întrebarea mea pentru doamna secretară, se poate completa acest proiect de hotărâre cu un amendament din care să reiasă că diferențele dintre inventarul scriptic și inventarul faptic se vor face cu ajutorul unui expert și așa mai departe? Pentru că, haideți să vorbim românește. Eu, dacă aș fi în locul lui domnul Emilian,
Dom'le, eu am avut o afacere. Ceva, plec pe ușa din dos, din afacerea asta? Domnul Polă, nu-și dorește nimeni așa ceva. Chiar nu-și dorește nimeni și am avut ieri discuții. Vreau să nu te gândești vreodată. Noi ne gândim așa cu silibate frumos. Păi mă, stai liniștit că exact ca la fenie. Fenie e vechea. Nu. Facem un plan frumos de bătaie, vedem ce putem inventarea, vedem cu ce vine dumnealui, cu ce va identifica expertul, cu ce va considera dumnealui că, ca diferență între ce a preluat și ce predă. Deci va fi un pic de muncă acolo. Da, domnul primar, dar eu de asta e întrebarea mea la doamna secretară. Putem completa acest proiect? E prevăzut și un contract. Domnule, lasă, m-am lăurit cum se respectă contractul. M-am lăurit. Domnul Radu. Stați să răspundă doamna secretar la întrebări. Hai, stai. În momentul când a fost să faci o lucrare, nu vii cu ceri în fața Consiliului și spui, doamne, mă lăsați să o fac sau nu. Sunt niște pași legali care trebuie să stipulați în lege. Nu te-a pus de construit o casă, te-a pus de să facă o șansă, te-a pus de să facă. Trebuie autorizare, trebuie un proiect de execuție, trebuie un proiect care trebuie aprobat într-un Consiliu. Trebuie o valoare a lucrării care trebuie aprobată, dacă ulterior vrei și bani cu ea. Domnul Godul s-a apucat o săpată, a făcut o dres și a recuperat sau nu bani, nu știu de unde și a recuperat sau nu, de la abonații care și-au creat în zona acolo. Și acum nu știu ce se întâmplă și ce vrea. Dar atât ai spus. Dacă pe teren sunt trei pompi, dar pe, să avem faptul numai pe două, cât îți scrie în inventar? Trei sau două? Două. Două. Pentru că a cumpărat. A treia ce cu ea acolo? Poți să o iei după putată, să eu știu ce-o făcut. Da! Deci, să o ia acasă, nu? Asta e ideea. Poți să o ia să ducă acasă, că nu i-am dat-o noi ca să o țin acolo. Cred că este ca să spun clar. Dacă găsești trei chetri jos și tu ai numai două, înseamnă că una a fost adusă. Mi-am predat-o, mi-am dat-o, mi-am băgat-o vinde cu forță. Bun. Domnul Iseienă. Domnul Rau are dreptate. Da. La exemplu care a dat el, e posibil să fie o pompă împrumutată sau să fie a mea, o iau, o pun în magazin, da. Și la revedere. Da. La fel aș putea să nu solicit absolut nimic, să rămână acel inventar. Și rețelele de apă care au fost construite de mine și neachitate de nimeni, să mi le iau acasă. Da. Nu-i nicio problemă. Da, nicio problemă. Dacă chiar ai vrea trăzneala asta. De momentul, eu vă spun, din momentul când eu vin și solicit, termin greșit, mai a vorbit dumneavoastră. Vă rog. Așa. Din momentul când am făcut o solicitare, primăria era obligată să-mi dea un răspuns. Să spună, ai voie? Nu ai voie, hai să găsim o soluție. Dar din moment ce eu am făcut câte două comunicări și solicitări și nu mi s-a răspuns la niciuna, ce înseamnă? Și aveam la bază un contract în care contractul este prioritar. Vorbim despre populația comunii Măgură care era aprovizionată cu apă și de canalizare. Repet, nu poate să stea oamenii mai mult de 12 ore fără apă. Sunt nicio formă. Să aștept un răspuns 5 luni de zile. Vă rog, în satul nou, atunci de ce n-a spus acea cetățenii ai comunii care au dreptul la apă și nu vor să lege doar? În satul nou, acolo unde ați construit legeaua. Sunt cetățeni cu stabile domiciliu. Tot ce trebuie la comunii. Nu vor să lege. Ba toți. Nu, e toți să mă toți sunt legați, nu zic să arătă vreo trei, care au zis că nu poți să lege, că îi ceri bani. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Doamna secretar, vă semnați în procedură. Da? Dana, am o rugăminte, vă rog frumos, de ce? Hai, nu vor da. iar și de ce? Trebuia să aveți un pic. Domnul Golpe este domnul Rău. Mai am un cuvânt și un cuvânt. Deci în momentul când, în 2014, DSB-ul a trimis comunicări către Plativateu pentru orice sursă de apă trebuie să treacă printr-o stație de tratare și trimisă către populație. Din 2014 până 2018 noi nu avem stație de tratare. De ce unitatea noastră a trebuit să fie amendată pentru că funcționează
De ce n-ați luat atunci măsuri? Să spun, doamne, stai, ce facem? Deci dumneavoastră nu v-ați gândit. La mine nu era nevoie, dar la populație. Dacă cineva se îmbolnăvește acum, cine să asumă răspundere? Domnul Gordon, nu pot să vă contrazic. La el aveți dreptate, sunt în milion. Și din fiecare dată când am fost în Consiliul Prezent, am văzut că ați venit în Consiliul și a solicitat chestia asta. Să înființăm o stație de tratare apei, să nu mai fiți amendat. S-au fost promisiuni în Consiliul și din partea primară și din partea vicelui din toată. Ei, aveți dreptate, azi nu avem asta. Puteți să-i despăgubiți în sensul ăsta, nicio problemă. Eu vă susțin în momentul ăsta. Dar vă spun așa, că dacă la un inventar am două pompe pe care am factură și pe a treia o găsesc și nu... Nu pot să o intențiez, n-am mai fi cazul. Asta nu trebuie să vă spun și eu. Discutăm de inventarul acoperitului actic. Va veni și evaluatorul care vă spun. Asta putem evalua pentru că sunt acti, dacă vorbim cumva de stația de la Colina, ceva de genul. De, eu știu ce, dar asta presupune ca un specialist, exact cum spuneam la început, să își dea, efectiv, să-și pună parafa acolo și să gireze. Doamna secretară, nu mi-a zis nimic. Nu vorbește. Da, am gândit așa. Sper să fie ok. Sensul 60. Mai greu să gândesc și când scriu. Conform anexei care fac inventar care va fi actualizat conform studiului și de oportunitate, doar așa. Și evaluator specializat, doar așa. Domnul Emilian. Nu? Cel mai bine. Cum vi se pare? Cel mai bine, sigur, da. Ca scăpa, am uitat ce am zis și eu. Da, dar... Firma care face acest studiu, da? Pentru că nu are cunoștință despre zone din comuna Neobra. Pe mine până în prezent nu m-a contactat nimeni. Se lucrează la acest studiu. Oportunitate de 5 luni. Deci nu spune domnul primar că la acest studiu se lucrează de 5 luni. Nu acum în ședință. Domnul Potem. Banii pentru studiu ăsta am pus la decembrie, doamne. Ci tot bat în câmpie aceea, 5 luni, 10 luni, mai și împânziți vorbe pe zonă. Doamne, dar de când se lucrează la acest studiu ăsta? Hai, domnule, să vedem de treabă, fie fiecare de pătrățica lui. Păi, dar eu îmi văd de pătrățica mea, pe mine nu m-a contactat nimeni să meargă în stereo. Dar ce să vă contactezi? V-a contactat, v-a solicitat de două ori. Nu e adevărat, domnule, că nu v-a contactat, v-a solicitat astăzi. Când m-am văzut pe alei aici, a spus, nu, domnule, lăsați-o pe domnul Gordon. Da, să ne acordați sprijinul cu dimensiune, la țeri, la conducte, da? Păi cum, ia de-a plătit și eu v-am treaba sau n-am înțeles? Păi cel care face studiul... Păi dar dacă ai pretenția, ești timpul... Domnule, să-i arăt traseele, nu trebuie să-i arăt traseele. Domnule, le arăt traseele, vrea dimensiuni, nu? A spus că vă puneți la dispoziție. Păi la discolaborăm și găsim soluții, nu? Despre asta vorbim, de fapt. Domnul Adrian spune să găsi soluții, dar se pare că nici nu apelați la el să faceți. Da, apelez, domnule, bineînțeles, dar ne întâlnim în fiecare zi. Și ieri ne-am întâlnit, l-am solicitat, a venit astăzi și domnul Adrian să facă consultanță. Dar vorbim de două lucruri separate. Soluția care a dat-o doamna secretară este o soluție bună. Să vă dăm o fel ăsta și atunci să se reactualizează, faceți un studiu de comun acord, faceți împreună, să fie activat. Deci ce facem noi pentru CRAB? Avem un studiu pentru CRAB, iar evaluarea va face evaluatorul care nu doar face. Și mai nu trebuie asta, să rămâne scris. Da, de acord cu dumneavoastră. Eu sunt de acord și vreau să colaborez. Să finalizăm... Deci italian cu respectivul. Domnul Gordon, sunt de acord. I-a spus și domnului primar, domnule, sunt de acord, ai nevoie de ceva, vin. Dar nu fără ascunzișuri. Domnule, realitatea în față, domnule, asta am nevoie. De ce? Nu am niciun ascunziș. Oamenii au rețele. De când le-am predat odată, sunt discutate, ați fost dumneavoastră pe teren. Au fost și oamenii dumneavoastră. Am văzut și stații de magazinare. Și stații de pompe. Și domnul Gordon, cel care face studiu, n-am fost niciodată, nici nu cunosc. Am fost cu cei de la CRAB care se ocupă de instalația de apă și de instalația de canalizare. O să vină în teren, omul vine deocamdată și vrea ce-i bihârtie. Adică dumneata poți să-i spui, domnule, de aici până aici am certi atâta, conducte de atâta. De aici până aici omul își face deocamdată, adună date. Vor veni 5-6 persoane în teren care vor lucra o săptămână, două sau trei la toată povestea asta. Nu e chiar singur. Ca să nu greșim, nu e mai bine să ne deplasăm în teren? Păi o să ne deplasăm, că ne spuneți oricum o să ne ceară să ne deplasăm. Dacă ne facem un lucru, nu putem face. Deci persoana care vine și cu care colaborăm acum, adună date. Hai, domnul Talal, ce mai are și gata. Domnul Cotel Emilian. Și eu, vreau să spun.
Rețeaua care îi duce la satul este rețeaua care îi duce către satul nou. Este prinsă. Vă rog frumos să faceți diferență dintre extindere de rețea și branșament. Da? Deci, dacă cunoașteți atât la gaze, cât și la utilități, la instalare curent, da? Există undeva o magistrală, o rețea. Dumneavoastră plătiți branșamentul. Cât au cu 10 metri coborârea pe stâlp, 380, 40 de milioane. Vrei, nu vrei, depune bani în cont, vin și te-am branșat, da? Eu dacă am încasat bani de la cetățeni, am încasat lucrarea branșamentului. Cu executare de cămini, cu transversare. Nu știu, dar putea să fie 10.000, nu știu, nu cunosc. Trebuie să mă uit în acte, să văd exact că există un deviz, există o factură. Nu le-am făcut la voia întâmplări așa. Bine, acasă de altul, domnul Calas. Dar dumneavoastră încercați să faceți diferență. Să faceți diferență de branșament. Haideți să vă spun, este un legat de chestia aia cu gazul. Zice, din civilizat, dar nu suntem oameni, doamne. Hai ca să fim în primul. Nu discutați unul cu celălalt. A spus întrebarea. Pune celălalt întrebare, celălalt răspunde. Da, nu vorbim 10. Nu vorbim 10, este adevărat. Hai. Vorbeam eu. Hai să fim un pic. Deci noi, de exemplu, când legat de rețeaua de gaz, satul nou nu putea, unde suntem noi, deci nu putem, domnul Dascălescu aici, nu putem să, deși gazul la 50 de metri, la 50 de metri de noi, noi nu putem să tragem extindere, pentru că este alt sat. Unde suntem? Ați fi de acord să ajungă gazul la dumneavoastră pe cheltuielile suportate în buzunarul dumneavoastră? Dacă mă ține buzunarul, sunt de acord. Dacă, dacă nu, nu mai aveți gaz. Nu, dar trebuie să am. De chiar dacă vreau acum, nu-mi dau voie la gaz. Deci cumnatul meu a plătit 700 de milioane extindere de rețea de gaze din buzunarul lui. Pentru că era licență. Pentru că este licență, domnul Emilian. Noi nu avem licență. Dar nu vorbim de licență. Vorbim de licență. Și de un... Este licență în dealul mare, este licență. La noi nu este licență. Hai de asta. Hai să vă întreba ceva, domnul Poate. Eu mâine... Mâine... Exact pe tema ta. Deci, cumnatul dumneavoastră are documentație, are autorizații de execuție pentru lucrare? Are, normal, că are. Pe despre asta vorbim. Are toate avizurile de la toți organele care trebuie să anunțeze lucrurile. Domnul Marco le-a solicitat. Le-a solicitat și le-a primit. Firma Goldă a solicitat de la primăria Măgura, dar n-a primit nici măcar. Domnul. Bună ziua! A, deci, adică e diferență mare, domnul. Are vreo să merge. Dar de ce să nu merge, dar asta e realitate. Domnul Bogdan, hai, domnul Hai să începe lucrare. Cu ce fi dat un banist. Eu nu spun că nu, dar v-a spune specialistul. Când va veni, spun, domnule, astea pot fi evaluate, astea nu pot fi evaluate. Asta chiar nu putem pronunța noi. Mă repetați 10 ori, cred. Discutăm doar de ceea ce avem cu documente. Asta ne știu solicit. Deci de aici ies niște lucruri foarte grave. Domnul Golda nu exista niște lucrări fără autorizație. Primăria nu a intervenit să îl amendeze conform legii. Că lucra lucrările respective fără autorizație. S-a atâta timp, din 2014 până în momentul ăsta. Și atunci ajungem aici. Asta este neglijență în serviciu, datorită a primării. Nu știu, cred că rămân din competența dumneavoastră, rezolvați problema cu dumnealui. Eu nu o să fiu de acord să-i dăm niște bani care el îi pretinde prin niște lucrări care nu au autorizații, nu sunt legale făcute, nu sunt cu document făcut. Eu nu o să fiu de acord, vă spun din start, pentru că la noi o să vină curtea de conturi, o să constate lucrările este care sunt. Dacă nu sunt acte în regulă, eu nu o să fiu de acord. Chestia. De tocmai de asta ne-am dat de foarte. Da, dar dacă erau făcute, doamne, dacă erau lucrurile, erau făcute la start, eliberația totul cu acte, omul ăsta nu mai avea ce. Acum el are niște lucrări făcute prin barbară. Astfel, suntem puși în situația în care na, nu putem renunța la, la finanțare. Aia e o finanțare destul de mare, benefică pentru comuna Măgura și trebuie să facem puțin să putem face acea investiție. Mi-ar fi plăcut să, dacă tot avem un evaluator contractat, să vedem și evaluatorul aici, să fi venit și el aici, să-l propus întrebările. Nu, nu, niciodată. Să facem studiu.
Avem contractată firmă pentru studiul de oportunitate. O să vină, o să vină, dar în faza în care suntem acum, nu chiar nu am spus. O adună date. Exact ceea ce vă spuneam, ceea ce am solicitat și domnul Bogdan, la adună date. Vis-a-vis de rețele, de dimensiuni, de toate astea. După aia va merge efectiv la identificare în teren cu specialiști în domeniu. E doar un domn Alin Preda, n-am ce să vă spun, care vine omul adună date, într-o săptămână, două, urmează să vină și echipa de specialiști care va fi pe dată prin locul acolo, lucra pe mai multe lucruri. Asta și vă și va lua la pas acest sistem, pas cu pas, pas cu pas, va fi verificat. Va fi verificat pentru că de asta am contractat. Evaluarea este altceva. Vom contracta și un evaluator în colaborare cu domnul Gold, cu firma cu care suntem în contract. Care să-mi spune exact ce e de făcut cu sistemul ăsta. Chiar nu am o problemă și pentru nici dumneavoastră, dacă vă spune evaluatorul. Da, te rog. Mi-ar fi plăcut să fie și un expert aici, căruia să-i punem întrebările să ne dea niște răspunsuri concrete. Dacă tot va veni evaluatorul, se poate face și o evaluare a sistemului real și o evaluare a sistemului ceea ce... Asta vrem să vedem exact ce e în teren și ce e scripting. Doi, mai am o întrebare pentru doamna secretar. Dacă noi votăm acum proiectul ăsta de hotărâre, este legal să-l votăm fără viza operatorului local, acest inventar? El ca gestionar, nu știu la sumă. Deci el este gestionarul sistemului. Proprietarul este Consiliul Local. Perfect, atunci. Bine. E ca orice dumneavoastră o parte din ceea ce... Ca la orice magazin, doamna secretară, când îi faci inventar la sfârșitul anului, îi numere acolo ciocolățile și bomboanele din raft. Dacă sunt conform actelor adunate la timpul anului, ai atâtea bomboane cumpărate cu factură și ai mai puțini sau mai multi, trebuie să dai justificări. Dacă vine garda și numără bomboane și ai mai multe, te amendează că ai făcut evaziune, ai cumpărat fără actul. Dacă ai mai puțin, înseamnă că ai făcut fără actul. Ceva s-a întâmplat. Iată ne de asta. Asta e clar. Dacă ai puțin, dar noi acum trebuie să votăm un stoc fatic. Adică conform documentelor care sunt la baza. Exact. Deci dacă cum ai avea, dacă conform factură adunată de-a lungul anului la un magazin, trebuie să ai cumpărat 2000 de bomboane și mai zice. Trebuie să sunt 2000 acolo. Să mi se pare O chestiune foarte importantă pentru Comuna Dobrogea. Cel mai important lucru din bloc ăsta este apă. Pentru că aici este cetățenii Comunii Mărgura și ei nu știu cât vor plăti dacă se va prelua de crab apa. Asta pentru asta, păi tocmai și asta va fi o discuție, pentru că noi suntem reprezentanții celor care ne desemnați să-i reprezentăm. Nu se acriva în stocodolul fără apă, când plătești și apă. Asta este situația și cu asta va. Este apă. Asta sunt tarifele. Dacă nu era, dar să vedem când vom plăti. Comuna este alimentată 3 sferturi din populație. Și acum să plătim apa altui operator și să plătim. De asta Alina a fost cu cotizația de acord. Pentru că eu sunt cu oamenii care noi eu îi reprezint și noi îi reprezentăm. Deci nu vreau. Populația pe care o reprezint. Deci, și am spus că nu este corect. Da. Avem bani, cheltuim bani aiurea. Cheltuim bani care au rămas fără ca să îi dăi folosit. Să este bine, stați la asfalt, aveți apă și canalizare, poți vorbi mai tare ca mea. Aveți gaz, aveți case, 200 de mii, aveți de toate. Da, bun, trebuie să vă gândiți și la oameni din Sohodol și din Crihan. Facem da? Să ca o oportunitate, că satul nu Crihan e o zonă în care se poate extinde și poate să vină oameni din oraș. Vreau a venit din oraș da, și da, a făcut case în Crihan și omul i-a făcut un serviciu. Și îi mulțumesc, într-adevăr, i-a plătit, mi-a dat factură și chitanță. Nu, vă spun, mi-a dat factură și chitanță. Ne-a dat factură și chitanță, bun, dumneavoastră, dar noi nu mai eram în situația asta, ciudată, dacă dumneavoastră vă făceați treaba și vă îndeplinați atribuțiile de serviciu. Am făcut-o, rămân în urma mea atâtea lucruri. Da. Și de asta, pentru că mi-am făcut treaba cum trebuie și am lăsat bani în Consiliul Local, pentru ca să cheltuiască pentru lucrări care sunt de utilitate publică
că fiecare care normal îi reprezentăm. Asta este clar și obiectiv. Deci nu palavra gen ca să facem campanie electorală, le facem ce corect. Eu să pun ca proiectul de hotărâre să-l supunem, să-l supunem la vot, dar aș vrea ca să fie la vot secret. Pentru că sunt intervenția unor partide politice care au interes ca apa să se ducă și ca oamenii să plătească ceea ce normal va fi mai mult. Eu vreau ca să țin cu oamenii și oamenii să plătească să rămânem la prețul care este. Dați-i voi un pic, haideți că deja nu știu nici nivel de lumea la firmare. Lasă să ne vadă fiecare clar, să vadă lumea că noi îi facem un preț care va fi mai mult. Haideți să vorbim. Dumneata spune că ați lăsat niște lucruri. De fapt, ați luat și niște lucruri încurcate, domnule. Pe care trebuie să-l descălcim acum. Dacă ai fi să nu-ți argumentez acum că ții la oameni să țin acolo, nu are nimic cu acolo operator. Nu are nimic cu omul ăsta. Doar că ne gândim la 4 milioane de euro care ne ajută să dezvoltăm comuna asta din punctul ăsta de vedere. Nu-i nevoie, domnul primar. Primarul este primar, viceprimar, viceprimar. Nu se face puțin la mesta pe acolo. Ordonatorul de credere este primarul, da? Și deciziile aia dumneavoastră. Eu nu pot să iau decizii să extind de bol de neam sau să extind dumneavoastră. Dar erați și eu acolo să-i la public. Inventare. Bun, domnul. Haideți să mai trecem câteva rețele și votați-o dumneavoastră. Nu să mă dați în judecată sau să faceți plângere penală, v-am adus în eroare. Eu vă prezint situația reală, acoperită de act. Asta vă pune în față. Domnul Gonsă. Toate instalațiile de extindere de apă nu au fost făcute în interesul societății noastre. A fost întâmplut în sprijinul corect. Nu ne mutam în veci în satul nou dacă nu vă rog, dacă eu nu făceam lucrul acesta, să-mi spuneți dumneavoastră, în 5 ani de zile, de când am preluat acest sistem, câte investiții, câte extindere de rețele de apă a făcut proprietarul rețelei de apă? Pentru populația din comuna Măgră. Este rar. Spune-ți omul de asta. Deci... Dar toată lumea, și în 2012... Da, da. Deci nici nu avea operatorul și-a făcut lucrurile, deci ce extinderile, unde au fost nevoie, pentru că fiind stipulat în contract, el a mers conform contractului. Contractul a fost contract... Și făcut proprietarul. Poftim? Și l-a făcut proprietarul. Proprietarul nu putea. Deci, operatorul putea ca să facă extinderi, cu acceptul proprietarului. Și atunci, în contract, spune exact ce spune în contract. Iar dânsul, au făcut extindere, poate că au avut solicitări. Nu, au avut solicitări și au făcut. Și a dat acceptul, domnule. Păi din cauza că am trimis către Consiliul Local toate adresele și Consiliul Local nu a venit cu o propunere că putem ca să facem. Pentru investiția de apă, nu s-a întâmplat nimic. Tocmai de asta discutăm astăzi. Păi da, discutăm după un an și jumătate. Deci sume alocate, pentru că nu ne-am ocupat de treaba asta. Da. Pentru că ne ocupăm și nu putem răta investițiile. Adică eu cred că discuția asta deja e dusă mult prea departe. Chiar nu are rost să facem. Cred că de fapt am destul de clar. Vorbim de inventarul fapt, exact cum spunea domnul Radu. Cu ceea ce îl avem și de inventarul care va fi completat în condițiile în care evaluatorul va spune că acest obiectiv poate fi evaluat. Ai, domnul Tăscărescu, din punct de vedere contabil, pot să-l trec undeva dacă el nu are niciun act care să îi reprezinte valoarea, care spune, domnule, obiectivul ăsta costă 1.200.000. Am un act, ceva, nu am așa ce... La ce pleci? Domnul să-l contrazic pe domnul Tăscărescu, a fost un primar, un om împărat de Sandu, care și-a asumat niște extindere de rețea. Pe vale, proprietarul. Pe vale. Proprietarul, da, proprietarul. Proprietarul, cum spunea că nu vreau nu nimeni. Nu era delegat, nu era. Păi nu, dar proprietarul, în viața primară, știi, mandatul domnul Baradea, nu era delegat la subiect. Nu s-a făcut nicio extindere, nu s-a făcut nicio extindere. De către proprietar, s-a făcut nicio extindere. Asta am vrut să spun, mulțumesc. Hai, domnul, hai că am încheiat. Domnul Tala, la ultima dată. Deci, am vorbit acum, să înțeleg că vrei să las, sau vreți în interesul comunii, în interesul public, în interesul general,
să vă lăsați pe soldați la crac. Domnul Emilian, probabil din acest motiv, n-a primit licență sau a spălăgitul. Domnul, n-are rost, adică dacă știau omului, n-are rost să cheltuiască niște bani. În perioada asta de tranziție, noi ce facem cu sistemul de apă, domnul primar? Dumneavoastră are obligația prin contract să meargă 90 de zile. Dar au trecut mai mult de 90 de zile, domnul primar. De la... Da. Cum? Au trecut mai mult de 90 de zile, domnul. Nu sunt 90 de zile, sunt 6 luni, ca să știți dumneavoastră. 180 de zile, operatorul are obligația să pună toate resursele și tot personalul la dispoziție până se face preluarea. Despre asta vorbim, că a trecut 6 luni și nu s-a întâmplat nimic. Eu mâine mă duc la EON, reziliez toate contractele de energie și pentru contrata mea, atât cât a fost după solicitarea preluării, s-a expirat. Domnul Talar pune niște întrebări pe care, nu știu unde, continuați, că nu am înțeles final. Domnul, dacă dumneavoastră aici din consum, știi că și dumneavoastră știți. De ce vă deranjează? Dar știți, eu sunt un tip care îi spune în fața musulmanilor. Da? Dumneavoastră nu aveți licență de furnizare, acum pentru că ați expirat. Eu fost prezentat aici de colegul nostru de Bucăruș. Nu știu cum să. Cum toată lumea știe, nu este un secret. Dacă mergi la biserică, poți să cumpere o mânare de acolo, că găsești. Dar dacă omul nu are apă acasă, că nu i-am dat de ce faci? Am înțeles, dar nu asta e întrebarea. Întrebarea este altă. Ce facem în perioada asta de tranziție? Asta, de aici până de la... De când nu a să mai aveți până la preluarea asta? Deci eu locuiesc în comuna Măgura și nu cred. Dacă eu am făcut ceva în comun, am făcut și am venit în sprijinul utilizatorului cetățeanului. Acum cât va dura procedura de preluare, o să colaborez cu domnul primar și o să vedem ce putem face. Asta nu mai poate suferi. Asta e situația. Asta e situația. Asta e situația. E obligat să asigure apa până când o predea pe alt operator, domnul. Hai, domnul Brânză. Punem la vot proiectul. Domnul Brânză. V-am ascultat pe toți. Suntem și sub nervi, așa, toți, așa, nu cu nervi, da, ba da. Aceste două probleme distincte. Omul este convins că va preda apa. El și-a făcut un plan cu bătaie lungă. Și a spus, băi, din asta, eu trebuie să trăiesc pe afacerea mea, nu poate să iasă, cum a spus domnul Radu, din afacere sau domnul Chitic, din afacere, pe ușa din spărbunul. Da, corect. Noi suntem cei care, la ora asta, trebuie ca să decidem dacă dânsul va rămâne și dacă dânsul vrea să rămână, să ducă treaba asta până la predare. Tot noi suntem cei care avem discernământul să stabilim o persoană care să evalueze în teren cu ce a contribuit la îmbunătățirea sistemului. Cu actele care va veni să facă și proba, face proba foarte bine și cu scriptiv. Lângă el, sigur, le are, că atunci când au cumpărat aia. Dar până atunci, dânsul nu are dreptul să spună acum, nici nu are voie să ne spună nouă că mâine radiază tot, și noi rămânem cu comuna mai. Noi nici legal, nici omenești, nici dumnezești. N-ai cum. Iar noi trebuie ca să fim așezați în creier, să fim calmi, să vedem, să găsim o formulă de mijloc, ca și dânsul să fie mulțumit. Noi să nu fim părbiți. Și să nu uităm. Dar să nu uităm că dacă s-au petrecut niște lucruri, aici au fost niște înțelegeri tacite între operatori, primari, viceprimari care au fost, pe care noi le-am mai amintit cândva. Iar eu, mi-aduc aminte că le-am mai amintit, s-a trecut ușor peste ele, nu s-a știut că se va ajunge la situația de astăzi, iar acum fiecare tot trage la un spate. Ne uităm oare ce spune Ion, ce spune Vasile, ce spune Mihai, dar fiecare la timpul potrivit am spus că de ceva. Acum încep să se adeverească lucruri care ne convin, care nu ne convin, dar în faza asta, vă propun, stimați colegi, că eu mă ocup de treaba asta și am să vă prezint o situație care s-a întâmplat acum. Eu mi-am asumat niște situații create, mi-am asumat eu. Adică să, băi, își fac o decizie, du-te în față. Am cumpărat două pompe, am cumpărat tablou pentru pompe ca să nu am probleme în sistemul de canalizare. Și astăzi m-am dus acolo și am găsit o pompă arsă. Din cele noi, domnul Lelea, e adevărat? Este adevărat. Eu vreau,
eu vreau ca să vă da, eu vreau ca să vă supun. Ascultați-mă, este în garanții. Dar iese din garanții când nu e exploatată cum trebuie. Sunt și acolo niște situații. Acolo tot sistemul a fost prost făcut de la început și domnul Elian mi-a sesizat asta nou. Mi-a spus, bă, oameni, și baraca e prost făcută. Și bazinele sunt prost făcute. E adevărat, domnul primar, domnul vici? Nu e adevărat? Nu, așa mi s-a spus. Vă spune de ce? Nu este adevărat. Mi s-a spus că acolo au fost convertit conform proiectului, domnule, doar că au fost prost executate. Tot făcute. E o diferență. E o diferență. Prost făcute, așa. Deci au fost prost executate. Am spus proiectat, da. În statul au fost prost executate. Poftiți? Nu știu, n-am participat din nou. Acum constat niște lucruri, mi se spun niște lucruri și sunt perdant din punct de vedere al reprezentantului UAT-ului. Sunt perdant acolo. Dacă m-am dus acolo s-au stricat lucrurile mâine cu oameni. Vin tot la dumneavoastră și mă întrebați, băi, dar tu, dacă ai fost pe acolo, ne-ai informat în timp util? Iată, stimați colegi, că eu vă informez în timp util. Asta este starea, de fapt, a lucrurilor acolo. De când ai schimbat cum? Acum două săptămâni. Sunt două săptămâni, dar cu două săptămâni. Da. Și de ce mi-a numeat să informat la ședința aia? Ce să vă informez? Că? Ce să vă informez? Ce să vă informez? Punctual. Ce? Când s-au ars două pompe? Nu s-au ars, nu, domnule, s-a ars o pompă și azi am constatat. Nu ați reținut ce v-am spus. Astăzi am demontat pompa de acolo, am fost acolo și norocul nostru, știți care e, că am comandat tablou compatibil cu pompele care s-au montat. Tot la indicația operatorului. Deci situația nu este așa de simplă. Am avut și alte situații, până în pompele au fost vânați, de chiar dintre colegi, cu situația neplăcută de acolo, că nu numai cei care beneficiază de servicii ne fac de servicii. Chiar între colegii noștri sunt care informează unitățile care răspund, fiind Apele Române, fiind Direcții Sanitare, fiind aia, ca să creeze o stare de neliniște la nivelul UAT-ului, informează unitățile astea care ne verifică pe noi și ne confruntăm cu lucruri mai puțin plăcute. La domnul viceprimar, la ce faceți? Voi. Chiar ne faceți curios. Vreți să detalii? Da, hai să dar spuneți, spune la Apele Române, la DSV? Da. Spuneți, din colegi din primărie sau colegi din locali? Dar spuneți, domnule, dacă tot ați... Stați, domnul viceprimar, spuneți prin nume, ca să știm că noi am mai avut mai multe știți. Haideți, domnule, facem dialog aici, ca să... Hai, domnul viceprimar, ca să are cuvântul, discută problemele și... Am înțeles. O să mă abțin aici, o să o discutăm, da? Deci eu v-am prezentat aici situația cum stă. Revin asupra faptului că domnul Elian, ca și agent economic, trebuie ca să-și... E oamenii zic, ce-a cheltuit, ce aia, aia. Noi suntem cei care plătim și s-ar spune că nu-i poți cel care cere, cel care plătește. Asta nu înseamnă că omul trebuie să iasă din ecuația asta pe copii. Mulțumesc. Hai. Bun. Deci, discuțiile s-au încheiat pe marginea proiectului de hotărâre. Propunem pentru vot secret sau... Deci, încă o dată, eu am făcut două propuneri pentru un amendament, rămânim la amendament. La vot, amendament. Dați un pic, am între notată și scrisă. Și ce făceam, păi inventarul nu-i făcut? Vă rog. Cum nu-i făcut inventarul? Păi, venim cu amendamentul respectiv. Nu, este cu totul altceva. Deci, uitați cum am formulat, dacă puteți avea un pic de daie. Deci, care va fi reactualizat în funcție de rezultatul evaluării sistemului de un expert în domeniul sistemelor de apă și canalizare. Vă rog să dați și un termen, domnule. Vă rog dați și un termen. Prima dată de vorbim de aprobare vorbeam de formulare ca să rămână așa sau mă mai gândesc. Vorbim de aprobare inventarului la sistemul de apă, nu vorbim de termeni. Asta dacă vreți, te-am luat o dată separată. De angajare unui evaluator care până la data de are obligații. Da, corect. Deci, nu? Prima de are, eu credeți-mă, singura grijă în următoare perioadă este să găsim soluția, să aprobăm bugetul și să nu luăm... Domnul primar, țineți minte o chestie ce vă spun eu acum. Vă rog. Au mai fost comunii preluate din CAP și știți cine face, cine furnizează apa? Operatorul care era existent. Noi tot cu linia în rămâne. Faceți pariu cu mine? Chiar dacă ne preia CAP. Hai să o croim de așa natură să nu ne certăm cu om. Dar eu nu vreau să mă cert pe el. Nu. Zic generic, așa nu vă spune. Eu nu cert pe el. Dar dragul va veni cu prețul lui. Da.
al Bacăului. Domnul președinte. Asta e! Haideți să luăm măsurile, cred. Haideți, deci, mai departe. Gata! Prima dată și prima dată, corecție, este dacă să votez. Deci, prima dată trebuie votat dacă sunt consilieri de acord să fie un amendament. După aia vedem ce amendament este, da? Întâi dacă... Așa e. Întâi dacă sunteți de acord... Și raport de amendament trebuie să fie realitate la ce votez. Că tu acord, nu e ce nu, întâi dacă vor să fie... Supuneți, dacă sunt de acord consilierii... Sunteți de acord cu... Să amendăm hotărârea. Amendament. Cum a propus domnul Chichi? Nu, nu așa. Nu, domnule, mai citam mai de câte ori citesc. Domnule, ai vorbit. E ok? Sunteți de acord să amendeze proiectul de hotărâre? Având în vedere propunerea domnului consilier Chitic, că nu pot să propun eu amendamente, ci un domn consilier, da? Domnul Chitic a propus amendamente, eu m-am gândit să formulez, care va fi reactualizat în funcție de rezultatul evaluării sistemului de un expert autorizat, o să spun, ca să nu fie prea multe, autorizat, da? E semnat de cine? Ei, din proprietar, domnule. Tu ești pe proprietar și mai vorbim la mati. Deci, sunteți de acord să fie amendat? Nu. Da, proiectul de hotărâre, da sau nu? Da. Cu ce, cu amendamentul? Da. Nu, să fie proiectul amendat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci, 10 pentru... Așa, cu puneți-l cu amendamentul tot, nu? Da. Stați un pic. Să supărim la voi. Așa. Cine se abține? Domnul Tala, domnul Niță și domnul Trăiestală. Trei abține, da? Bun. Acum supuneți-l la vot amendat. Deci, supun la vot proiectul... Amendat cu... Deci la articolul 1 va fi... Amendamentul în care s-a propus. Cine este pentru? Aceeași 10. Aceeași 10? 10, da. Reduc cu 10, care e și în 13. Să știi? Așa, abține? Domnul Talon, domnul Testar și... Trei abține. Trebuie pasul cu urmă. E ce reduc? A, este proiectul 2-3, mi-am trunit votul, da? A trecut proiectul 2-3. Cum nu știu la cam Haideți, liniște! Haideți ca să trecem la proiectul numărul 5. Haideți, trebuie! Nu mai stai! Nu mai stai! Hai ca să înțelegem ce nivelul mai trebuie. Să stau unde au vorbit. Doamne, dar nu știu dacă este bine și obiectiv. Ba, este bine. Poți să mă opui. Sunt de acord cu restul proiectului. Rămase pe urmă. Asta este. Persoana trebuie să fie. Privind însușirea situației bunurilor, conform articolul 122 și 63 alineatul 5, litera D, din legea 215/2001, administrației publice locale, republicată, a Comunei Băgura, județul Bacău. Este scurt. Este domeniul public. Domeniul public și privat. Clădiri. Are și evaluare. Supun la vot, ar citi proiectele, da? Supun la vot proiectele. Aveam și eu niște amendamente, sau discuții. Vreau să vă întreb, fântânile din dialog mare, nu și le-ați prins în acest inventar, și de ce nu le prindeți, domnul primar? Nu sunt de utilitate publică? Exact când vine evaluator, e foarte bine pus problema. Când vine evaluatorul, vă duce și la obiectivele astea. Adică, în fiecare zi, iar mai veniți cu un proiect de lege, mai băgam la inventar. Haideți să facem o dată. Dar foarte bine a spus problema, foarte bine. Când o să vină evaluatorul, notat, doamna secretar,
Când vine evaluatorul, o să ducem și la obiectivele astea. Și la 15 ani, am introdus 15 ani la privat, este jos în domeniul public, probabil o să uite 15 ani să atragi Toma și o fântă la de acolo. Nu se face două generații. Dar să vină evaluatorul, să vă spunem exact ce știu. Ca să putem să facem o generație. Proiect de hotărâri privind participarea. Stați un pic, n-am notat. Da, n-am notat. Unanimitate, proiectul. Proiect de hotărâri. Am notat, nu e amendament. Nu, e făcut precizare. Proiect de hotărâri privind participarea Comunei Măgura, județul Bacău, la campionatul județean de mini-fotbal. Și pe Amșov. Cum? Discuții pentru votare, ce facem? Nu, eu Hai, toate sportiva, echipe de aici, totuși Consiliul Județean la fel finanțează campionatul. E o activitate cultural sportivă. Care este voi? Domnul Tala l-ați terminat. Domnul Bierușcă. Spunea că noi plătim 500 de lei taxa de înscriere, 100 de lei pentru fiecare meci și eventual alte penalități sau cartonașe roșii și de trase. Nu, știți ce vă întreb, domn primar? Acum nu suntem noi ca și Consiliul Local să putem să plătim cartonașe roșii sau dacă se bat aia în teren și sunt penalizați, că plătește Consiliul Local. Acum, sincer, când scrieți echipa acolo, e ca și reprezentanta comunei, dacă cum îmi zici... E adevărat, dar ar fi bine să-i și cunoaștem pe băieții ăștia. Ei, nu ar fi bine. Cartonașul băieții și scrieți și strop de doi. Pe strop de doi, dar luptă să rămână, să ajungă pe locul 1. Și să-i păcați. Asta am zis, să nu mai fie mai cu doua din cazul lui Sărăi. Aia nu știu. Eu sunt Petru. Eu cine este Petru? Deci propun proiectul în forma inițială. Cine este Petru? Cum am zis și aseară în ședință, cred că trebuia să punem și un plafon al sumei maxime pentru, pe care putem să o alocăm către această competiție. Dacă e 2700, să nu reprezim vreo 5.000 de euro. Dacă te-ai uitat, avem desfășurător. Cu trecut etapa, plătim 1.000. 2700 și 7.000. Hai la 7.000, hai. Cu contractul de cesiune. Contractul de cesiune am avut Vasiloi Teodoru, nu? Da. Domnul Talal, domnul Chidic. Domnul președinte de comisie de evaluare a terenurilor concesionate. Știți ceva dacă există un litigiu în perolul tribunalului sau nu știu în sensul... Da, domnule, aici sunt discuții. Contractul respectiv a fost reziliat în anul 2004 de către comisie când eram primat comisia de evaluare la timpul respectiv cu domnul Androni, cu tot ce pot. S-a dus documentul către doamna Zaharia și acum să văd că s-a construit, pentru că în 2005, în 2001, când o concesionat doamna, domnișoara, care o concesiona la timpul respectiv, nu s-a construit. Automat, neconstruit în 24 de luni, terenurile care sunt ale Consiliului Local, conform legii 50-91, articolul 33, devin înapoi Consiliului Local. Baza unor documente. Unor documente. S-au făcut documente. S-au făcut documente. Le-au pus acolo. Păi n-am... Da. Nu mi s-au pus. Deci nu, am venit în repetat. Uitați că am aici. Am venit noi comisia și n-am avut documentele puse la îndemână obligatorie. Adică conturi, ba juristul nu venea, nu era la servici, că era bun la, ba era plecat, deci am venit din enorm. Și am depus documente, nu-i pe vor, nu-i pe vor. Domnul primar, când a fost reziliat contractul? În 2004-2005. Și când ați fost dumneavoastră primar, atunci, timp de 4 ani? Da. De ce n-ați clarificat juridic situația terenului acolo, ca să ne ajungem astăzi să... Păi nu! Că dacă votam, vine Curtea de Conturi și spune, doamne, contractul reziliat, dacă nu votam, să supără domnul Vasiloiu cu noi. Nu, de ce ne contractul... Puneți... Și legile, nu sunt eu.
Nu, contractul era reziliat de comisia respectivă, nu de milionul, eu să eram primar. Haideți să zicem, dumneavoastră, de la ședința din decembrie, când am făcut perioada de discuție, ar fi trebuit să spuneți acest lucru. Noi ne-am căutat între timp și conform solicitării dumneavoastră, atunci avem și la faptul că ne-am deplasat, să constatăm dacă la adresa respectivă există construcții sau nu. Deci există construcții, parter, cu planșeul de beton, cu nu e discuție, domnul. Eu zic să lăsăm parchetul să-și facă treaba. Domnul Trestaru, nu v-am întrebat. Nu mai zici răutăcios, eu vreau să vă spun așa, în calitate de primar, așa cum era și dumneavoastră, a fost așa cum sunt și eu și cine va mai fi primar, obligația mea este să supun aprobării sau dezbaterii Consiliului Local orice doleanță a cetățenilor comunei Băbuna. Adică dacă domnul Vasiloi a venit cu act notarial, a cumpărat bunul edificat pe terenul respectiv, nu are că fața mea așa, am supus o aprobare. Există vreun... Nu avem niciun litigiu înregistrat. Aia e problemă, nu avem niciun litigiu înregistrat. Este un document? Are extras de carte. Domnul Talal, v-am ascultat. Are extras de carte funcțională, are legitimitate. Eu, asta vă întreb dumneavoastră, știți, aveți cunoștință, pentru că la noi figurează ce a plătit la zi redevența. Domnul primar, ați fost viceprimar, a fost primar. Domnul primar, fost primar, spune că există. Există soluția. Există, nu apărea. Nu apărea? Nu. Păi de ce nu apărea? Din cauza că când avea, din luna lui iunie, când s-a format comisia, am venit ca să mi se pună la dispoziție și imediat s-a făcut o comisie și eu făcut recepții la terenul respectiv. Deci, deodată, terenul ăla, deci, de ce făcut acolo, este în interior după niște boscheți. Nici nu se vedea de la stradă. Ce vorbim de terenul. Când ne-am dus, păi da, când ne-am dus. Vorbim de construcții, de fapt. Ce-a făcut acolo? Construcția. Nu m-am vrut, nu vorbim unul peste altul. Construcția nu este făcută de către acea doamnă, domnișoară, care o luă concesionat, ci este construită din cu totul altcineva. Da, puteți demonstra. O să se demonstreze prin judecă, prin procuror, prin parchet. Nu noi. Nu mă înțelegeți, deși credeți că este relevant pentru cine discutăm noi aici? Da, da, da. Pentru că parchetul are în urmă, iar o sesizare și o să fie să va veni de curând. De când e dar acum, viu ca să-i dau detalii. Nu, nu, dar este o sesizare. Nu, dacă se putea să mătăm în toți știți de cauză. Dacă este făcut, bine ar fi fost oameni ciudată. Adică dacă există un cercetare. Nu, dacă este făcut. O să vedem. Este o trebunică. Rămâne să... Haideți să ne înțelegem un pic. Rămâne să dispuneți dumneavoastră ce și cum, ce hotărâri luăm. E o hotărâre normală, domnul primar, am mai luat această hotărâre și în cazul altor persoane, cu o speță similară și la alte ședințe, din anul trecut. Eu zic că este o problemă, cred că e o problemă personală a domnului Trestaru, și eu așa o văd. Au venit comisia și au asumat-o cineva, s-au venit cu fotografii, a scos și dumneavoastră în teren. A fost și doamna secretară în teren. Exact, ne-am obligat la situația de fapt. Plătirea este foarte veche, construcția cred că e foarte... Dacă nu există niciun litigiu la adresa primăriei, e plătit de concesiunea, o plătit concesiunea an de an. Și îmi cer să uzi, îmi permiteți, trebuie să plec. Să plecați, Uitați care-i treaba. Deci comisia atunci chiar și-au făcut temele. Noi la o opără posadul domnul Sergiu, care au mers pe teren, cunoștea omul despre ce-i vorba. Dacă ținem bine minte, a fost vorba de 83 de voturi care le-am luat la furicat pe fiecare. Dom'le, ca să ne înțelegem, eu am fost președinte de comisie, eu am făcut raportul, mânuța mea. Am înțeles că doamna secretară l-a găsit. Acolo s-a terminat activitatea noastră. Am făcut raportul... Și care concluzia? Nu eram noi... Dom'le, noi am raportat situația din teren. Unde era respectat contractul de concesionare și unde nu. Am înțeles. Și în speța acum era respectat sau nu era respectat? La vremea respectivă, deci în 2004, într-adevăr, pe terenul ăla nu era nimic.
Deci, de, dar nu-i vina, nu-i vina da, comisiei de atunci că nu s-au luat măsuri atunci. Dar nu mai vine nimeni să ia autorizație și nu mai putea să ia autorizație. Să-i anuleze contractul de concesiune, să-i prezinte documente concesionarului prin care să... Și în situația asta, dacă nu s-au luat măsuri atunci și omul între timp și-a construit și-a plătit dări la primărie an de an, asta e. O plătită, noi nu putem. Eu asta încerc să vă pun, pentru că de să vă pun dumneavoastră să vă relatez. Pentru domnul Trăistaru, auzeam cu spunea, domnule, că eu cârdășit. Ce cârdășie pot să am? Am fost și am constatat și am văzut că pe terenul ăla este locuință. Este construcție. Despre asta vorbim. Eu, dacă eu nu pot să mă văd, dacă vă duc și mă văd acolo, și, poate fi orb, am luat secretarul cu mine, am luat urbanismul, am luat toate... De-aia, de-aia am cerut eu să citească exact ce scrie în procesul verbal de recepție. Scrie fundații și pereți. Acea comisie și-a desfășurat în 2004, autorizația de construire era valabilă până în 2005. Ca să știți. Ați avut un material. Nu la cineva autorizația aia. Atunci, dacă nu s-a construit. Am o singură întrebare, doamnă secretară, dacă nu dați voi de președinte. Ce se întâmplă? Bineînțeles că este normal și am mai votat trecerea de contract de concesiune la o persoană. Și este ceva normal dacă omul acumarea. Fă discuții. Dar în cazul în care, cum afirmă domnul Trăistaru, ne trezim că există un proces pe rol care nu mă pare la portalul... Dacă nu sunt acte, domnul Tarabu. Dacă nu sunt acte, domnul Tarabu. Ce se întâmplă? Probabil nu sunt acte. Dar nu sunt acte la care discutăm. Am mai amânat o lună de zile, nu trebuie să ne înlămurim. Nu am avut niciun document. Dați-mi voi, am întrebat doamna secretară. Ce se întâmplă dacă apare între timp ce spuneți să suntem mai legate? Deci, dumneavoastră ați votat hotărârea pe baza documentelor care le-au fost în spatele hotărârii pe care am avut. Am zis că vorbim bine, domnul Trăistaru, poate. Care le-ați avut acolo? Eu n-am mai mult de atât. Dacă aș fi fost mai de mult, poate aș fi știut dacă mai există sau nu. Deci, se poate hotărârea dumneavoastră cu două posibilități care sunt valabile pentru orice hotărâre, da? Prin proprie abrogare a Consiliului Local sau prin anularea hotărârii de către contencios administrativ, da? Asta e tot. Ați verificat și nu există niciun... Eu am verificat doar pe portal. Pe portal, acum. Pe portal. Nu am găsit niciun proces. Dar eu am verificat din 2004, pentru că mi s-a spus... Că ar fi fost un litigiu. Nu am găsit. A fost, într-adevăr, un singur litigiu, dar nu... Contractul de concesiune, dar nu privește persoana asta. Este Blanariu Elisabeta. Da, Blanariu, Madame Blanariu, da. Atât a fost. Deci, mai este și domnul Vasileu a avut un litigiu cu Doriat. Nu, eu zic de noi. Eu zic de noi. Deci, ala nu e teren, mă. Nu, el a construit și terenul celălalt. Domnul Talalu, eu zic de noi cu cineva. Nu că ei s-au judecat între ei, e altă treabă. E, grănițuirii probabil nu sunt bagă la hat. Acolo vorbim de două lucruri distincte. Acolo, într-adevăr, s-a făcut contract de concesionare domnului Turiacu. S-a demolat clădirea construită de domnul Vasiloiu și a intrat un amendeptul acolo. Da? Da.
Deci nu, nu e același termen. Nu, nu, nu. Aici vorbim de o situație din spuridonitică nefinalizată. S-a raportat către cel în drept să ia decizii și măsuri atunci, nu s-au luat și au rămas ca în tren pe românești, așa să spun, nu? Deci nu s-a făcut nimic mai departe. Deci tot pentru că... Acum, dacă eu tot am întrebat, doamne, sunt situații, credeți că sunt? Nu, eu nu am găsit nimic scris, nici doamna secretar, nici de la fisc. Mai mult de atât, în contractul de vânzare cumpărare scrie clar că nu există nicio opoziție nicăieri. Dar e din la cartea funciară scos de asta. Extrage carte funciară. Deci toate sunt reguli. Știți care... Mai mult decât am făcut, nu știu ce aș putea să fac. Are concesiunea plătită la zi. Da, știți care dezamăgirea mea și... Adică... Pentru că cineva nu și-a făcut treaba, noi, acum consilieri, trebuie să scoatem tăciunile cu mâna noastră, pentru că și chestia cu apa este în aer și chestia cu concesiunile, pentru că cineva nu a făcut hertil la timp și nu a luat... Dar e o chestie foarte... Trebuie și la consiliul local și nu se ia, nu ia executivul. Auziți, dacă există rezilierea de care vorbește, ce nu aduce nimeni? Întreb și eu, dacă tot există. Adică numai să vorbește. Documente. Păi, n-am găsit. Păi. Să se ducă dacă e. Hai, să punem la vot. Hai. Hai, după aia restul, când o să vină, o să vină cei din măsuri. Hai. Eu sunt cu vot. Deci eu mă abțin. Nu știu documentațiile. Deci eu mă abțin. Deci eu mă abțin. Bun. În afară de domnul Trăistaru, care este împotrivă, îți trește. Vă rog să faci un mențiune. Vă rog să faci un mențiune că noi am votat, pentru că am... Ați afirmat că nu există niciun litigiu. Eu l-am găsit. O să putea să deci ce găsești pe portalul aia, pot să știu. Da. N-am... Ce o să vine de aici? Deci, dacă apare pe parcurs... Hai la următorul proiect. Nu m-am fit, domnul Trăitar. Motivați votul împotrivă, da? Trebuie menționat. Da, da, da. Eu sunt în pare. Mă scuzați. Motivați-o. Pentru că, din punct de vedere juridic, acel teren a fost în 2005 reziliat, iar autorizația era expirată și nu mai putea să mai construiască. Deci autorizația era expirată și nu aveam nicio posibilitate să construiască în continuare. Deci un abuz. O, abuz înseamnă că e abuzul lui, nu e abuzul nostru. Da, e foarte vechi construcția. Și mă întreb... Nu știu. S-a făcut să le neam. Hai la următorul proiect. Păi el e făcut acum, nu mai. Hai, altul. Nu, da, de 2001. Dar vă spun ceva, dacă modificăm ceva, trebuie să-l aprobăm iar. În 2001 nu era regulă. Proiect de hotărâre privind aprobarea pus construirii locuințe pentru domnul Gabriel. Să pun la aprobare. Cine este Pedro? Proiect de hotărâre privind programul școală după școală. Da, da, discuții? L-am văzut aseară, da. Are bază legală, tot ce trebuie. Hai, domnul Tala. Am, deci mie mi se pare discriminatoriu că aia care nu pot plăti să beneficieze de acest program și aia care... Copii sunt copii, acum... Eu nu sunt de acord că, nu știu ce, minoritățile trebuie să le se acorde un statut aparte. Nu, domnule, toți copiii sunt copii. Că e băiat, că e bogat, că e sărac, deci trebuie să prinde mai mulți copii, mai mulți copii, nu 15 copii. Deci toți copiii care vor la școală, dați-mi voi să termin și până termin. Deci toți copiii care vor să fac programul ăsta de școală, Consiliul Local, acum trebuie să subvenționeze toți copiii. Indiferent că dacă are posibilitate sau dacă nu are posibilitate. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu este o idee rea, doar că trebuie să luați în calcul niște costuri. La 15 copii, avem undeva la 3.000 de lei pe lună. Și dacă sunt 16, domnul primar?
Vorbim foarte serios, tratăm problemele serios, vă rog frumos. Dar chiar foarte serios. Haideți să tratăm serios. Părerea mea este așa, să lăsăm deocamdată. E un pic de greu și punerea lui în aplicare. Vom vedea, trebuie să fac niște criterii. Eu nu am nimic împotrivă. Haideți să lăsăm să deruleze și vedem de parcurs ce va trebui. Dacă va trebui, luăm decizii. Luăm decizii, mărim numărul de elevi. Modificăm puteri, mărim suma. Exact. Deocamdată să vedem puterea. Vă rog, doamnă președinte, vreau să punem să votăm un amendament în care că toți copiii care doresc să facă școală după școală, să fie prinși în acest program. Vă rog, dacă vreți, să pun. Doamna secretară, să punem la punct de vedere juridic. Da. Ca să nu murim. Vorba de bănuți acolo. Trebuie să ne gândim bine că luăm decizii. Nu putem nu mai vezi. Luăm decizii. Trebuie să ne gândim bine. Părerea mea să lăsăm așa și vedem ce cerințe sunt. Dacă vor fi cerințe, vom lua decizii. Am propus un amendament. Da? Adică populist, așa gândim, putem propune. Domnul vreau toți copiii să stea pe la frate și să plătim noi. Eu sunt de acord. Trebuie să se gândim la atât și trebuie să se gândim. Și trebuie să verifica dacă susțin. Scrieți de cerință. Domnul primar, vă rog să vă rog. Deci eu propun spre aprobare, dacă sunteți de acord, nu modificare. Vă rog, vă fac atent. Nu-i normal. Hai, domnul Mare. Vreau să-i mulțumesc, domnul primar. Da, am uitat pe despre idei, chiar ideea lui Maria. Am uitat. Chiar vreau să-i mulțumesc că am fost receptiv la ideea mea și a domnului directoare. Nu. Discuția asta am purtat-o și eu cu domnul primar, vis-a-vis să creștem numărul de copii. Da. Într-adevăr, costurile se ridică la sume mari. Nu știu dacă bugetul poate suporta. Acum, dumneavoastră, vorbiți la caldă. Noi am stat și am mai analizat un pic. Și nu poate suporta bugetul. Dar măcar copiii ăștia care s-au mărit sunt devalorizați. Nu sunt educați acasă. Îi trimit. Stați un pic. Nu mă lăsați să duc ideea la capăt. Bun, nu sunt 15. Asta vreau să-i spun și domnului primar în momentul de față. Nu pot să pun un număr. Putem pune acolo copiii defavorizați sau cu venituri. Sau cu venituri. Trebuie să-i făcut și un criteriu. Și nu ca la școală după școală, că vă aprobă inspectorul. Exact. Și vedem cum funcționează. Dacă mai sunt cerințe, facem imediat și suplimentăm. Doar că trebuie să luăm în calcul ce spunea. Vă rog să supuneți și amendamentul. Eu o supun la vot cu amendamentul pe care l-a propus. Supuneți și amendamentul. Ideea inițială după amendamentul. De ce? Păi trebuie să vii ca să pun pierd total. Sunteți de acord cu amendament? Nu. La proiectul hotărârii? Supuneți cu varianta inițială. La primul, când s-a format un amendament mai devreme, s-a votat amendamentul. Păi da, adică nu discutăm așa. Introducerea amendamentului. Introducerea amendamentului. Îl introducem sau nu îl introducem? Păi, eu vă supun spre aprobare. Sunteți de acord cu amendamentul? Cu introducerea unui amendament. Sunteți de acord cu introducerea unui amendament la proiect? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu ești de acord să fie copiii? Nu, eu nu sunt de acord. Pentru că sunt fără. Copil vizi la 50 de copii, îți 500 de lei vizi 5 milioane vechi, ori 5 îți 25 de milioane pe lună. Atenție, la 50 de copii deja înseamnă 4 grupe. Păi numărul maxim de copii într-o grupă. Eu vreau să vă spun că trebuie să discutăm. Adică vedem să se poate face așa ceva. Asta e ideea. Și spațiu poate la urmă. Pentru că avizul pentru școală după școală. Noi ne dăm aici. Da, și nu puneți problema, dacă sunt de acord cu noi. Eu știu unde sunt. Nu, la 50 de copii, pe zi ar fi 500 de lei, nu? Pe zi. La 50 de copii. 100 de lei. 2500 pe săptămână, adică 100 de milioane pe lună. La un an de zile vine undeva la 1 miliard și ceva. 1 miliard 200. Da.
Și dacă poate funcționa, trebuie să vedem ceva așa. Vedem ce se întâmplă. Și suplimentăm. Nici nu știți ce solicitări să știți. Exact. Va trebui făcut și niște criterii de selecție. Haideți să pun proiectul de hotărâre în forma inițială și cu modificare. Cum? În formă inițială și modificare? Bă, cum modificare? Păi, inițială? În formă modificare? Amendamentul nu trebuie. Amendamentul trebuie. Nu sunt trebuie. Am fost prea puțin. Și ceilalți care vor șară sunt diavoluri. Haideți, eu nu am venit talare. Haideți să fie eu dacă înțeleg. Haideți să fie eu așa. Dacă vor fi solicitări... Nu e așa, domnule, nu e așa. Arătați-mi vedem ce vor fi dumneavoastră. Dacă vor fi solicitări talare, ai cuvântul meu, tu ești președinte acolo, vei fi primul care de acolo. Și sunteți și un consiliu de administrație, nu? Exact. Hai, domnul Beruș. Da, hai, așa, hai, să lăsăm așa. Deci vreau să țineți... Da, bine, să țineți bine. Propun proiectul de hotărâre în forma inițială. Cine este pentru? 13. Să, de ședință la ședință, doamne, am serviciu, noi avem serviciu. Adică... Dacă au plecat, că aș putea să am să doar nu ceva și mai... Poate ar fi fost mult mai bine. La sfârșitul... Oricum ne-am luat. Haideți să trecem mai departe. Noi ne mătărâni privind desmembrarea corpului și corpului de proprietate, numărul cadastral. Vorbim de terenul din corturi. Haideți ca... Desmembrăm terenul din corturi să facem locul de joacă. Da? Cine este pentru? Domnul. Cine este pentru? Domnule, fiți atenți la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări cu interes local. Cine se abține? Deci se abține doar Talal. Ați votat. Deci în unanimitate. La 12. Trecem la următorul proiect. Avem o singură aurie de fiecare. Un singur asistent. Și-a fost spre aprobare proiectul 12. Știm, Paul. Cine este pentru? Cine este contra? Noi nimeni. Că... Unanimitate. Proiectul hotărârii privind alegerea președintelui. Domnul Romică? Mă rog, domnul Chidic. Doamne. Altă propunere mai e? Nu. Nu. Deci... Nu mai este o altă propunere. Nu mai este o propunere? Nu. Nu mai este. Nu spune așa mare cine este pentru ca următorul președinte de ședință să fie domnul Chidic. Domnul Radu e de acord. Trebuie să fiu și eu. Bună. Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de verificare. Cine va face parte din ea, urmează să stabilim când? Stabilim următoarea. Deci, trecem, propun proiectul, vorba inițială, cu cei care normal sunt în comisie și ca să completăm, pentru că este complicat domnul Niță acum. Domnul, un pic, un amendat, domnul Berușcu v-a spus. Da, că nu mai dorește să facă parte din comisie și să accepte. Hai să propun proiectul pentru funcționarea comisiei și la urmă să funcționeze comisia. Berușcu nu mai este domnul președinte. Nu mi-e vorba de ce. Din cât dacă cu acordul inițiatorului să-l amânați pentru o ședință viitoare. Păi să spună domnul inițiator. Pentru că noi nu sunt persoane în comisie. De ce nu găsim pe persoane aici ca să... Domnul Berușcu a spus clar că nu mai vrea. Da, că omul să nu plecă de atunci. Dar o să acum. Da. Uite, doamne, păi ai ca să termină. Dacă în locul domnului nici vreți? Domnul Talal. Stai să vină colegul nostru și... Păi, când vine colegul, ai ca să-și faci... Care-i colegul? Nu, un altă... Da, schimbă. Domnul Ministru. Domnul Ministru. Domnul Ugeru. Și mai e colegul tău? Da. Deci hai să propun pe domnul Talal în locul domnului, ca să avem oameni aici. Dar luați... Noi avem alte... Și după aia... Păi după aia să se dreacă proiectul, mă.
Așa. Și... Uite, domnul Viața, propune cu domnul Viața. Domnul Viața, hai, ia uite și domnul Viața. Păi eu o să încerc, dacă o să pot să... Asta e că după aia mă revedem. Domnul Chitic, l-a propus. Eu l-am propus cu domnul Viața. Și mai trebuie unul. Păi nu mai găsesc. Păi nu mai găsesc. Păi nu mai găsesc. Aș vrea să domnul Trezaru să rămână în continuare. Păi da, da, să tragă proiectul. Inițial, nu să fie bun. Dar am pus linii peste tot, vreau să... Da, 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 ok. Și a terminat? Da. Deci vă pun spre aprobare că vedem forma inițială. Trezaru și cei doi de acolo. Da, 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 da. Una din deci, în normalitate. Domnul la diversii, hai ca să nu uităm. Nu mai am fi care niște. Mănic că vin. Am câteva întrebări de făcut că de dumneavoastră. Hai să lăsăm doar etorul. Mai este un domn care a rămas. Ok, faci. Dar zic un votul, dacă poți să mai ceva. Hai, 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 domnul, ați așteptat o grămadă. Mai am un pic de ăsta, să fii dintre ei și probabil. Vreți ca să întrebați, să luați cuvântul. Avem de la Gorne Nidian. Avem adrese trimise către Gorne Nidian. Dacă trebuia să-l fi scos atunci, dar cred că îți ducea discuția la nesfârșit. Urmare invitații la concilieri, numărul 1, dumneavoastră a fost primul pe anul ăsta în 2011, transmisă instituției noastre la baza contractului. În baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare, cu apă și canalizare, vă comunicăm următoare. Sistemul de alimentare, cu apă și canalizare Comunei Măgura face parte de domeniul public și este administrat de Consiliul Local Măgura. Pentru a putea da curs invitației dumneavoastră la conciliere, vă aduce la cunoștință că aceasta trebuie supusă dezbatere în Consiliul Local Comunei Măgura. În ce dată asta? Acum. Bun, și de ce ne-ați prezentat-o când a fost domnul? 18 ani ea. Când a fost domnul Armiea, de ce n-ați prezentat? Știe foarte bine despre ce. Este vorba, dar nu e vorba de inventar, sunt lucruri total diferite. Am înțeles, de ce acum? Știe. De ce nu atunci când a fost domnul lui? Poate avea ceva de spus. Da, la proiectul. Da, da, la proiectul. Că mai bine așa. Invitația la conciliere. Haideți să vă spun pe scurt ceva. Mi-au făcut, mi-au avansat două sume. Da? Ia ziceți. Bine, zic că asta e, asta a fost invitația lui la conciliere. Dar pur și simplu, vă spun pur și simplu, fără nicio explicație. Da, ce 398 reprezentăm profitul nerealizat. 398 ce? De mii de lei. De mii de lei. Adică 4 miliarde aproximativ vechi. Și încă 4 miliarde 200 pentru investiții care le-a făcut dumnealui. În acest an. Nu știu. Frumos când omul lipsește să trimite atunci să-i spui cum i-am spus și eu, cum i-a spus și domnul Chitic, cum i-a spus și domnul. Deci domnul Golf s-a acoperit cu hârtie, iar noi vom ști cei responsabili. De ce spun lucrul ăsta? Păi astea, nu vă spun. O să vedeți. Păi, uite, eu nu știu cum mă... Dar dacă tot aici profesor, l-ați atrat la atenția domnului Golf, că nu respectă contractul. Știți de câte ori ai intrat el în nerespectarea contractului? Știți de câte ori nu respecta contractul el? Da, ați verificat vreodată dacă respectă sau nu contractul? Cum? Da? Da. Când? Tot timpul. Ați făcut vreo proces de mare? Da, 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 da. Unde sunt, doamne? Să ne vedem și noi. Primul punct care l-a încălcat domnul Gold de la contract e vorba din numărul de angajați ca să poată să fie desfășurată activitatea contractului. Scrie în contract. Nu am nu știu dacă au. Eu cred că tu așa ești mult prea vocal din acele aspecte astea. Dă-mă cu de treabă. Adică l-ați lăsat să-și facă treaba și acum ne trebuie nici ceva frate să vă stăși la cea în care puteai să iei decizii. Cum sunt și eu acum? Oamenii puneam doar. Părerea mea că trebuie să fac ce decizii, de verificare, de alea, de alea. Prin dispoziție, eu eram primar, deci viceprimarul avea apa și tot ce este gospodărirea comunii, prin dispoziția primară. Și deci eu orice adresă au făcut-o către mine, gol de Emilia, eu am trimis-o către viceprimar, către cel care e prin dispoziții, avea serviciu în atribuții lui. Serviciu. Proprietarul instalației.
privind verificarea contractului. Dacă este în termen, dacă este respectat contractul. Ați avut vreodată inițiativă de genul ăsta? Actualmente, domnul viceprimar are în sacina sa și supravegherea bunei funcționare a sistemului de apucare. Dar nu are atribuțiuni de ordonator de credit, propuneri de sume, de avansare, de proiecte. Nu le vorbim de executarea contractului. Omul merge și vede executarea concretă a... Ba, contractul ăsta! Scrie acolo, sunt clauze! El face mergul de teren. Exact ce vă spunea. Domnule, s-a ars-o popă. S-a stricat aia. Nu funcționează. Asta face viceprimarul. Nu ordonează credite, nu dă bani, nu alocă sume, nu propune. Dar nu vă obligații, obligațiile au fost verificate de anumit motiv. Da. Prin dispoziții, cel care are serviciu, cel care are și răspunderea. Deci, fără, da, iar... Codorul are, ce răspundere are codorul? Nu, codorul, nu. Nu, viceprimarul le-a dat. Viceprimar, deci ai tot viceprimarul are în răspundere. Deci nu este ordonator de credit, dar aduce la cunoștință primarul printr-o adresă, lucrurile pe care le-a constatat la operator, iar primarul, prin acele documente care îi le prezintă, printr-un număr de înregistrare, el dispune, prin hotărârea Consiliului Local, de lucrările sau ceea ce trebuie ca să existe. Nu am făcut și avântare de referat pe care le-am făcut. Asta a fost subiectul de asta. Asta a fost subiectul. Domnul Brânză. Domnul vreau să vă informez, vă rog frumos. Stați un pic să-i spune și ceva. Deci, noi am făcut așa. El a făcut o adresă că vrea atâția bani. Corect, din punct de vedere și juridic și cum vrea dumneavoastră. I-a zis să justifice sumele. Asta i-am cerut pentru o adresă răspuns. Dar un lucru care nu este corect și așa mi se pare, între relații contractuale, vine mi-o aduce la registratură. Îl sunt, domnule Lean, vă găsesc ca să vă dau hârtia? Da, da, da. Lăsați că vin eu, pe 17. Nu vine pe 17, sunt pe 18. Da, da, vin imediat, mă sună. Nu, eu primesc corespondența cu confirmare de primire prin poștă. Doamna... Și am zis, ok, prin poștă. Doamna... Doamna... Adică asta e relația contractuală, să înțelegeți dumneavoastră. Încă o adresă. Dați-mi voi, dați-mi voi, dați-mi voi. Nu, 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 tot cu apă, dați-mi voi. Dar când a făcut el adresa către dumneavoastră din concilierii, către cine a fost trimis adresat? Către primar și către Consiliul Local. Și când a și asta din ce dată? Din ce dată? Din 3 a 2018. Nu am asta. Luna asta. Și de ce n-ați prezentat când a fost? De ce n-ai prezentat acum la dimineață? Luna asta pentru că am făcut prima ședință. Și cu altă, cu altă inventarie, i-a mai solicitat scris. Am ceva întrebat, în timp de ediție. Asta nu am și doi, și doi nu trebuie să facem. Să facem. A, Sofie, eu am facem. A, să nu vreau să facem. Da, un prin sunt. El ce-i spate ce-i trebuie. Dacă m-a lăsat și am uvit la rând. De ce nu... Pentru cum s-a ajut de partea mea. Să nu mai e. Nu mai e. Și să facem noi... Un răspuns, adică de ce ați scris noastră răspuns? Partidul a fost... Dar am văzut acolo, nu puteam. Am văzut sumă cu... Aici ca să-ți ajută și domnului, acum ați citit prematur să mai... Domnul care sunteți participant, vă rog frumos ca să luați un răspuns. Hai să luăm un pic. 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 Domnul? Domnul? Hai, lasă-mă! Gata, hai, lasă-mă! Vorbim tot același. Deci, avem aici o adresă în care omul solicită niște bani, da? Deci, este foarte important să pună la ședință, următoare, sau nu știu când, să o discutăm, să vedem dacă suntem de acord sau nu suntem de acord. Adică, nu cu sumă. Dacă suntem de acord, să o punem în discuții. Da, 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 deci ca să ne înțelegem omenește, pe contract. Deci noi nu putem fi de acord cu o sumă. Noi putem fi de acord și suntem obligați să fim de acord cu un evaluator. Atât. În plus de asta, am spus aseară și o repet și am spus și la vremea respectivă. Eu personal am să solicit să avem un supervisor. Corect. Pentru că noi nu suntem specialiști. Avem un supervisor, fie de la Consiliul Județean, fie de la Prefectură,
care să-și asume răspunderea. Când se spune, trebuie să-i dai 2 lei. Nu vine nimeni după aia să spune, de ce îi dai 2 lei și nu 3 sau 1? Domnul Traoare întreba de ce i-am solicitat noi să justifice super, pentru că dumneavoastră a avansat o sumă. Și atunci, pentru mai bune, domnule, dacă dau avansez o sumă, a deșa câte. Când o punem în discuții, să o argumentez. Să vii cu ceva. Doar că și eu pot să fac o adresă dreptoară. Da, domnul primar, dar nu mi-o argumentează mie. Și nici dumneavoastră. Dar având în vedere că a avansat o sumă, mi s-a părut cu el, domnule, da, din ce constă suma asta? Da, eu doamne, nu-i din caz să facem cu nici suma, doamne. Trebuie să vină evaluatorul și ceea ce am propus. Deci noi acum vorbim iarăși din nou de la început. Fără evaluare nu se poate spune o sumă. Înțeles. Și atunci am încheiat cu ședința despre lucrurile astea. Domnul invitat. Dar de ce am încheiat, domnul? Deci, adică nu avem ce să facem, adică discutăm același lucru. Pentru că subiectul ăsta... O rezolvăm acum noi? Da, o rezolvăm acum. Pentru că dumneavoastră i-ați dat apă cu 1000 de lei pe 15 ani, domnul primar. Da. Dumneavoastră i-ați dat apă și dacă se spune... Nu eu, o dat legea. Care e legea, domnul? 1000 de lei. Contractul care a fost la domnul. Contractul a fost acum vremea lui domnul Traist. Nu, doamne, a fost până contractul. Hai să fie obiectiv. Dar noi am dat răspunsul corect, ca să fiu bun. Domnul, haideți, vă rog frumos, domnul invitat, vă rog foarte să mă haideți. Cum vă numiți? Costela Catrini. Sunt cel mai nou comun aici, că m-am mutat în decembrie. Da, vin vreo 10 ani, așa, că când am venit o prima oară, casa lui Talal era sus. Deci, ce vreau să spun, că normal, e puțin timp și o să mai vin și altă dată, că mă interesează. Faceți ședințe. O dată la săptămână sau la două săptămâni, că sunt prea multe probleme care le aveți. Și din trecut, și din... Eu mă uit un pic pe Facebook, văd, mai postează. Domnul primar, dați, explicați pe Facebook, explicați ce discutați la ședințele astea. Eu acum m-am edificat un pic. Dar înainte, doar ce vedeam două, trei postări, unul mai vorbește unul altă. Explicați că nu se uite nimeni la înregistrări. Și lumea nu știe. Lumea e interesată de străzi, de apă, canalizare. Vedeți, e o problemă importantă. Eu pe stradă acolo nu am nici apă, nici canalizare, nici asfalt. Apa mi-am pus-o eu, am plătit la domnul Golden și acum dumneavoastră, dacă nu realizați, nu rezolvați problema, îmi luați și apa. Ce am plătit-o. Da, eu sunt pe stradă cu Talal. Nu e nici asfalt, nu e... Decât cam de 10 ani în stradă. Da, sunteți lucică, sunteți? Da, da, dar nu are importanță, că nu vin în numele lui, vin în numele meu. Nu, nu, cineva nou și acum... Da, vin în numele meu, nu în numele lui. Am înțeles, nu, n-am făcut ce legătură. Plus că, atât mai vreau să mai zic, dați-mi și nouă un termen. De exemplu, dacă strada respectivă e de 10 ani, cam în cât timp credeți că putem să avem și noi? Dacă plătim aceleași taxe cu lumea care are canalizare, apă și că plătesc, eu plătesc, dar dumneavoastră plătesc foarte mult. Dacă vă dau un răspuns, nu. Tot pe măsură, o să vă supărați. Mă supăr, dar cel puțin îmi iau și eu niște... Că nu pot să-mi fac singur. Eu mi-aș face singur tipul mozis, aș băga 20.000 de euro și mi-aș face stradă. Nu pot. Pentru că pățesc... Dar nu v-ați construit casa acolo. Când ați venit, ați ales să o construiți casa acolo. Corect. Ați văzut ce utilități nu? V-ați asumat cumva, nu? Corect. Păi și de asta vă întreb. Trebuie să spuneți, domnule, dă-mi termen exact... Păi nu, dar domnul Tarot, să te zice aia. Până când îmi faci asfalt, dânsul stă de 10 ani, nu-i că am făcut eu strada. Păi și nu am făcut o strada din 15 ani. Nu, eu cred că nu sunt iară, așa să fii mai puțin. Eu mă gândesc că nu-i chiar așa. Dacă îți faci, îți fac utilități, nu mă gândesc. Dumneavoastră a stat și ați parcurs toată ședința asta. Ați văzut că interes din partea comunității. Da, asta ne dorim și noi. Ne batem acum tare cu apa și canalul. Exact, ați plătit la domnul Golden, care spune dumneavoastră că... Păi a extins acolo rețeaua și... Nu le-a făcut prea legal, corect. Și-a luat țeapă, și-a luat țeapă. A zis așa că vorba o la... Unii vorbesc și nouă. Doamna Catrin, interesul nostru este să aducem utilități la toți cetățenii. Când ați plătit, dacă sunt plătit cu orice taxe... Nu are important. N-are important. Bine, nu știu ce trebuie, de asta nu mă bătea, nu spui ce pare. Eu supun încheierii și aici. Hai să înțelegeți. Vreți să avem o relație clară și concretă între cetățeași fostul local? Fiți sfinte și spuneți clar cu alea acolo. Acum am sfinte în brațe și s-a bucată. Să după aia nu-și brațe cu mâna. Nu țin în brațe. Vedeți, spuneți ce pare. Hai ca să ne încercăm, nu avem aici. Dacă aduceți
pe celălalt, fără ca dânsul să rezolvi problema, eu rămân fără apă. Plătindu-te deja. Deci nu face niciodată. Vorbim de locuri care nu se întâmplă. Deci s-a încheiat. Intervine aspectul social. Fără probleme. Chiar nu. Asta e cea mai adică... Nimeni nu poate să aibă să fie niciodată. Păi dânsul azi că merge mâine la... Nu se face lucruri. Sau am bani cu dreapoastră. Da. Nu se face lucruri să scoată școli. Bun, dacă v-am încheiat. Haideți să vă întreb așa. Domnul Radu v-a întrebat. Nu mă interesează cât bani v-a luat. Da. Când îți scoate conducta dumneata ca bun plătitor acolo, te vrei să-mi da bani. Mi-a făcut contract. Păi fac contract. Și atunci cum s-o scoate? Vă trebuie și nu. Dar e corect. Apoi... Haideți ca să citească... Haideți să dăm un stat ce mai este la... Haideți și tu ești mai buni. Pentru că de astea religii și dezbatere de aprinție așa, suntem să lui. Eu ce zic, deci bine ați venit în comuna mă, vreau și eu cred că o să vă placă aici, nu... Păi, mai ceva care l-ați venit de 10 ani și... Bun, aici ca să dăm curs la... Nu cred eu că... Deci, la las ferminții... Dimiciună. Da, nu sunt nici nicăieri, vreau să vă informez și să vă înștiințez pe dumneavoastră că am semnat contractele de finanțare pentru cele două obiective și PNDL. Astea erau vești prin bun și eu cred că sunt în măsură să spun că sunt buni, că sunt o grămadă de comuni care n-au semnat până acum. Am reușit și le-am scos cumva la limani. Și le-am scos cumva la limani, le-am semnat luni. Avem contract de finanțare pentru grădinița din curtea școlii. Pe PNDL și pentru renovarea și dotarea școlii de la Chiar. Dar vreau să-i mulțumesc în mod special doamnă secretar, care mi-a fost gătit cu aproape și datorită eforturilor care au depus lumea, am scutit și ceva bănuți. Că se tot vorbea de bani pe care îi cheltuim pe SF-ul și pe consultanță, da? E bună dreptate. Am avut, nu cred că e bună dreptate, chiar... Da, să nu interveniți. Așa, pentru că... Avem pretenție că suntem... S-au ocupat de aproape și am reușit să realizăm cele două proiecte fără să avem consultanță și... Asta e succes? Bun. E succes, dar și de ce? Oamenii care muncesc trebuie să evidențiați. Măcar aici, în consulat, la bani... Poți să oferim și doamna secretară pentru că a depus? Copim? Poți să oferim și doamna secretară? Da. Vai. Doamna secretară, vă felicit pentru muncă. Dar nu peste mine, drum. Să trăiți. Da. Am contractele semnate. Să vă spun și surile, dar le știți și dumneavoastră. Din, au fost aprobate. Care au fost aprobate din Consiliul Local. Un milion. În următoarea perioadă o să ne apucăm de scoatere la licitații, să urgentăm și punerea. Sunt procedurile care trebuie să intre în normalitate. Da, unul care ați spus că... Bine, domnul primar, dacă vreau voi, da. Eu cu colegii noștri din Dealul Mare și nu știu, am strâns semnături pentru extinderea rețelei de gaz și am vreo, nu știu, câte 50. Familii sunt. 50. Vreo 60 de familii sunt acolo care au semnat. Foarte bine. Am vorbit cu domnul Coțofan și a spus că este, nu știu ce, ceva, trebuie un studiu sau nu știu care, dumneavoastră știți, să vă întreb. Ce știți despre gazul de la... Păi vă povestea despre studiul pe care l-am depus la NRE, domnul Coțofan, când era studiul la să vă povestesc. Da. Despre studiu pentru obținerea licenței. Tu mi-ați v-ați grăbit un pic să adunați semnături. Deocamdată nu este nevoie de așa ceva. Da, pe le-ați adunat, e bine. Da. Doar că sunt niște formulare speciale. Păi am văzut că am început să se adune și în altă parte. Nu s-au adunat în altă parte, domnul Talal. Da. În bună dreptate l-am trimis pe domnul Răzvan, pentru că este pisoul. O să adune semnături de la cei din zonă de acolo, pentru că acolo avem licență. Despre asta vorbim. Acum vor veni cetățenii probabil și vor întreba când aduceți gazul. Stați bine. Și... Păi, știu, și noi la poarta lui. Și domnul Talal. Foarte bine. Și Garibul. Când nu. Asta era așa o parte. Când vom avea licență. Unde este dosarul acum? La București. Bun. Și ce trebuie făcut? Care este? Asta ne ocupăm noi.
Lăsați că nu, Consiliul Local. Asta Consiliul Local, decizii primarul de exemplu. Dormiți să liniștiți. Primarul de exemplu. Primarul de exemplu. Deci aici putem discuta într-un mod clar și obiectiv. Da. Deci primarul este cel care duce la îndeplinire hotărârii Consiliului Local. Noi am propus și... deci, coordonatorul dictet, el poate să semneze și trebuie să-și... Am înțeles. Da, trebuie să-l informeze. Dacă nu-i informat, înseamnă că e obiectiv și clar. Am înțeles, dar care sunt ultimele discuții? Ca să vorbești cu mine. Da. Ultimele discuții. Da. Ultimele discuții, dacă vreți să faceți comunicare către ei, în momentul în care vom avea licența aprobată. Deci acum sunt... Noi suntem în fază de ANRE, dar am făcut pași mari, ne-au cerut clarificări și asta e un lucru bun. Deci o să mai ducem ceva vis-a-vis de racordările cu, la Arcadii Șeptilici, cu dimensiunea conducturilor undeva nu le trecuse bine domnul Coțofar, sau mai schimbat niște chestii între timp. Și dumnealui avea un intervenit imediat și le-au încadrat cumva legile noi, actuale, deci vorbim de actualizarea legii energiei. Și cam aici, mai aveam adică... făcut un studiu geo în Sohodol și în Crihan și în Iaumare. Tot dumnealui face, dar ăla are prin contract prins. L-au făcut și le facem pachet pentru săptămâna care vine și transportăm. Deci săptămâna aici noi, săptămâna care vine, domn primar... Nu, eu de asta, eu zic că v-ați grăbit un pic. O să vă urechească oamenii, o să vă urechească. Nu, urechează. Domnul Marcu. Cum că ați adunat acolo? Nu câștim exact cum să facem. Aia de aia nu știu. Domnul Marcu. Sunt niște formulare speciale. Ar trebui să spuneți mai întâi. Până formulare speciale. Da, măcar din Marcu. Domnul Marcu. Să ați încep să aia și cum o vin ca să mergem pe ea. Domnul Marcu, pentru asfaltarea zonei întrevii... Cu asfaltarea zonei întrevii, exact asta vreau să vă spun. Cred că veți fi de acord cu mine și ne apucăm de asfaltare. Ne apucăm de asfaltare, oameni buni. Nu putem să transformăm cetățenii. Nu putem transforma cetățenii comunii Măgura în Cobaie. Să vedem cât rezistă sau până când rezistă. Nu se poate. Cum intenționați? Nu se poate. Facem, o să facem pentru un contract multianual, cred că subsecvent, nu știu, am discutat cu un specialist, să vedem ce spune dumneavoastră, ca variante de lucru. Părerea mea este să o scoatem în integralitatea lui, exact cum este, cu întrefii, răsășii, coton, armat. Și-l facem anual. Anul ăsta avem bani. Acum... Avem bani, te rog. Avem bani să-l facem întrefii. Avem bani să-l facem întrefii. Cu bănuții noștri, cu excedentul și cu ce am primit anul ăsta până acum. Vedem ce primim și la Consiliul Județean, ne descurcăm lejer să-l facem întrefii anul ăsta. Facem efort și facem jocul mută în dar e și cazul. Nu e ce mai e dacă facem și rezășia totodată? Ce? Să cumpărăm și rezășia, ca și proiect și tot. Depinde cum găsim constructorul. Oricum proiectul se scoate în trei. Dacă găsim constructorul, spune, domnule, eu pot să-l fac și-mi dați bani în trei ani de zile. În primul rând trebuie să țineți cont că avem niște proiecte în derulare, cum e așa, deci din banii aia care e excedentul și așa, trebuie să opriți. Cu finanțarea noastră, dar cu finanțarea și la proiectele inimii. Și la proiectele care vor care să fie 10.000 într-un loc, 60.000 într-un loc. Și la proiectele care încă mai există sesiuni de puneri și domnul Talal, o să acord cu asta. Aici am să-l ating un pic pe domnul Trăistaru. Nu, și atingeți. Primul venit, ca pisii tot în lumea asta. Primul venit, primul servit. Când te-ai dus la prima sesiune de depunere, ai 100% șanse. S-au luat cu 48 de puncte în decembrie 2015, asfaltarii cu 43 de puncte în 2016, în zona mai. 33, 43. La a treia, eu vă spun sincer, nu aveam mari speranțe, pentru că s-a depus o lună de zile. O lună de zile s-au depus proiecte. Vă dați seama că acolo au avut timp fiecare să stea, să vitrocească și să-și facă gărțile cum trebuie și au beneficiat de avantaje. Care au gare, au parte. Și dacă uitați pe cine a luat în județul Bacău, o să diferențiați clar. Filipeștiu, Cârleniu, Brăcăciuniu, deci care au gare câștigă. Pentru gare, deci s-a dat puncte suplimentare. S-a dat 5 puncte în plus. Noi suntem de fapt în ceasta. Și eu zic așa, că nu are rost să ne mai chinuim pe acești. Noi chinuim, mai stăm una de zile, s-a dat două luni sau cât s-o depune acolo și vin mult mai doxă oameni, mult mai bine pregătiți și s-au luat până 60 de puncte și n-a făcut nimic și nu vă gândim în iangăt și îi chinuim pe acești. O să mergem așa,
O să mai depunem PNL-le, vom vedea. Depunem pe alte linii, pe ce avem, pe școli, pe ce o mai fi, pe ce să mai deschidem. Dar, după părerea mea, la capitolul ăsta, ar trebui să ne apucăm de treabă. Ar trebui să ne apucăm de treabă, pentru că nu se mai poate. Și eu zic așa, va trebui să strângem cureaua, să ne axăm strict pe câteva obiective. Asfaltarea asta despre care vorbeam și foarte bine ridicat, adică poate nu facem discuția. Gazul Sobotol, licența, să vedem cum o scoate și eventual, dacă este licența, să mai, să mai facem extindere în dealul, în dealul mare, pentru că nu-i prea scump. Nu-i prea scump, sunt trasee scurte și ne încadrăm. Dacă va fi nevoie, imperios necesar, ca să dăm bătaie cu gazul și pe alt, pe alt sector, pe altă, facem un promodat. Nu facem un promodat. Nu facem niciun promot. Atunci facem. Da. Nu înțeleg că vorbim de vorba din promoturi. Să tot vorba de care au. De obicei, cel mai crezut și cel mai băgat în seamă e ăla care are datorii. Și să știți că la sfârșit de an, de regulă când se cer arierate, când se cer astea, să trec și cei care au de acoperire. Doamne prima, dacă faci un promot, după aceea trebuie să scumbești impozite. Ce dracu? Dar de ce vorbim domnule? Ca să achizi dobândă, domnul. Haideți să vă dau un exemplu. De exemplu, la 1000... Domnule, mai putem... mă face să-mi vă rog, n-am luat... Domnul, da. Atât, dar discutăm. La 1500.000 de lei, cât puteam noi după simularea făcută de doamna contabilă, ar trebui să plătim anual, timp de 10 ani, 1.975.000 de an. Asta ar fi suma pe care ar trebui să o luăm. Dacă nu mai ieșiți primar la... Deci nu plătește primar, nu cred că o povară. Nu sunt dar nu o povară, domnule. Dar nu crezi că tu ai asfalt, eu nu am, te rog frumos. Eu n-am asfalt, domnul. Ai asfalt? N-am asfalt, domnul. Ai, cât mai e până la asfalt? Dar el ai drum județean, ca să știți ce este. Contează. Așa, mai avem o solicitare de post pe care aș vrea să vă supun atenției, dacă sunteți de acord, în ședința extraordinară de buget. Probabil va fi una. Ia domnului Luca și da. Pleacă în străinătate și... Ce? O veni pe ultima sfântă și n-am mai suplimentat, dar zic că nu spun să vă corect. Valeriu. A fost avizat undeva prin octombrie. Luca Valeriu cu... Luca Valeriu cu... Fata Lunenea... Luca. Cu fata Lunenea Titi Pricopi din cartierul CFR. A, băiatul ăla care... Da. Și ne-a rugat dacă putem să-l ajutăm, pleacă în străinătate și... Dacă sunteți de acord să-l băgăm la extraordinar la buget. Da, ca să nu punim, punim, punim. Să nu se interpreteze cu vacă. Deci îl punim. Da. Cam astea sunt peștii, cred că spunem. Deci am încheiat ședința. Bună seara.